Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. O am în această seară alături de mine pe cântăreața Daniela Gheorfi. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, domnișoara Denis! Și mă bucur foarte mult pentru invitație. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți aici, la noi, la mine, la 40 de întrebări. Despre dumneavoastră, știm așa, că v-ați lansat în 1991 la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia, unde ați obținut premiul 2 la secțiunea interpretare. Pe scenă v-ați remarcat prin stilul vestimentar provocator și atitudinea nonconformistă, fapt pentru care ați fost supranumită în presă Madonna din Carpați. Succesul l-ați cunoscut după ce ați cântat în duet cu mai mulți interpreți de manele, alături de care ați lansat pe piață mai multe piese care au devenit hituri. În plan personal ați fost căsătorită o singură dată, iar de 16 ani formați un cuplu cu impresarul George Tal, alături de care aveți o fică, Maria. Mi-aș dori tare mult ca pe parcursul celor 40 de întrebări să reușim să vă cunoaștem, așa cum sunteți dumneavoastră, acolo, în inimă. Da, eu cred că sunt ca o carte deschisă așa pentru cine vrea să vadă și pentru cine știe să citească, dar sunt convinsă că probabil, mai mult ca sigur, știți mai multe lucruri despre mine decât știu eu. Și sunt și eu curioasă să le aflu și să vă răspund la întrebări ca un elev siritor ce sunt. Bine, să începem atunci. V-ați început cariera artistică în 89, la 21 de ani, la festivalul Trofeul Tinereții de la Amara. Însă primul trofeu important l-ați câștigat 2 ani mai târziu, în 1991, la festivalul de la Mamaia, unde ați obținut premiul 2 la secțiunea interpretare. Atunci ați fost impresionată de corectitudinea Mirabelei Daur, care se afla în juriu. Vă citez. Ea este norocul meu și am să-i mulțumesc toată viața. S-au bătut cu bani pe premii și Mirabela a fost singura care nu a luat. Banii au fost puși pe masă, iar ea, fiind dintr-o bucată, nu a acceptat. Pentru că ea a fost incoruptibilă, eu am luat premiu la Mamaia. Un alt om care v-a ajutat să intrați în televiziune a fost realizatorul Mihai Tatulici. Urmează întrebarea. Cine sunt oamenii providențiali din cariera dumneavoastră? În primul și în primul rând am să îi mulțumesc încă o dată Mirabelei pentru corectitudine. Dacă nu câștigam acel premiu, poate că nu mai eram cântăreață. Cariera unui artist nu constă într-un premiu, dar este foarte important, în special în acele timpuri, să participi la un festival și să iei premiu. Deci pot să spun că Mirabela a fost un om foarte important în cariera mea și doi compozitori, Adrian Enescu și George Nazis, care mi-au încredințat melodii și cu care am putut să câștig, să particip, pentru că nu aveam bani și așa a fost, ca să mă rog să-mi facă două melodii, una domnul Adrian Enescu, Cip Cirip, și a doua George Nazis, care mi-era co-repetitor la Școala de Artă Populară. Adică ei sunt oamenii care mi-au dat acel gir și cu care am putut să mă prezint într-un fel ca să pot să iau un premiu. Bine, mulțumesc. Talentul muzical v-a fost descoperit în clasa a patra, când ați cântat în corul școlii, iar profesoara de muzică i-a spus mamei că ar trebui să mergeți la o școală de profil. Așa ați ajuns la Liceul de Muzică George Enescu. Vă citez. Am intrat la violă și pian secundar. Eu aveam fire de artist, aveam o ureche muzicală. La George Enescu nu intrai pe relații. Ați mărturisit că nu ați excelat nici la școală, nici la studierea instrumentelor, dar în clasa 11-a, mama v-a împins de la spate să mergeți la Școala Populară de Artă după ce v-a auzit cântând prin casă piesele Angelei Similea și ale trupei ABBA. Vă citesc din nou. Am intrat la Școala Populară de Artă din prima și de acolo am pornit pe drumul acesta. Nu aveam șanse prea mari pentru că nu aveam bani. Eram vai de mine, dar am muncit și am strâns din dinți. Mama mi-a spus că trebuie să reușesc, trebuie să fiu cineva, să depășesc răutatea oamenilor. Urmează întrebarea. De câte ori v-ați lovit de răutatea celor din jur? Oh, de foarte multe ori. Și acum. Cred că tot timpul și nu numai în showbiz. Oamenii, în general, pot fi loviți
de alți oameni care poate nici nu îi știu, poate nici nu au fost în pielea lor, în pantofilor, cum se spune. Dar mama, așa cum ați spus dumneavoastră, a fost cea care a avut încredere în mine și când am, de fapt nici nu știu dacă am dat examen, nu știu cum, am intrat la școala de artă populară după ce am terminat liceul, 12 clase am dat bacul și am intrat la această școală pentru că nu se plătea, era o școală de stat, făceai 3 ani de zile și am fost extrem de hotărâtă, deci mă dădeau pe ușa afară și intram pe geam. Nu aveam niciun fel de șansă. Și tot așa, m-am dus la diverse festivaluri, la diverse, da, festivaluri erau, la CCA, nu știu. În general am fost lovită, ca să vă răspund, sau, mă rog, judecată, dar omul care mi-a dat încredere și, într-adevăr, eu am fost extrem de determinată, pentru că eram, mă rog, aveam motive. Am fost foarte motivată. Aveam motive, eram foarte săracă, nimeni nu dădea nicio șansă, nici chiar tatăl meu nu mi-a dat șansă. Și mama a fost singura care a crezut în mine. Și n-am vrut să o dezamăgesc. Bine. V-ați născut în București, în 1968, într-o familie formată din 2 părinți, foarte tineri și foarte diferiți. Mama avea doar 18 ani când v-a adus pe lume și lucra ca țesătoare, în timp ce tata avea studii superioare și era inginer. Familia s-a destrămat rapid, pe vremea când erați foarte mică. Vă citez. Tata făcea scandal. Probabil că și mama îi zicea câte ceva, că nu îi plăcea să vină beat. Se lăsa cu obiecte sparte prin casă, cu alergături. Am asistat la discuții puternice și am rămas cu sechele. M-a traumatizat acea experiență. Deși tata a iubit-o mult pe mama, tot au divorțat. Urmează întrebarea. Ați încercat vreodată să vă împăcați părinții? Nu, nu. Dintr-un motiv foarte, foarte simplu acum, ei au divorțat când eu aveam vreo 6 ani și ceva. Mama, mă rog, a plecat de acasă fiind tăuroaică. Ea era tăuroaică și era o femeie foarte hotărâtă și independentă și o femeie puternică, până, mă rog, și am găsit o casă, ne-am mutat acasă, să dea de la statul, că nu mai țin minte, era țesătoare. Și știu că, mă rog, am stat undeva în Patrioților la un apartament cu 3 camere și tata tot venea ca să se împace și mama a explicat, nu pot să mă împac cu tine pentru că ai, mă rog, niște probleme pe care nu le suport, n-am cum să le suport. Și mi-a explicat mama că nu poate să stea cu un om cu care, mă rog, nu se vede. În viitor, eu am înțeles-o, cât am înțeles-o la vârsta aia și destul de repede a avut accidentul mama. Tata s-a recăsătorit. Știu. Și atunci a fost clară treaba. Dar nu... De regulă copiii încearcă să-și împace părinții. Da, dar nu, la mama nu era așa. Mama era o tipă care știa foarte clar ce vrea. Și puteam să fiu și acum, dacă divorțau, dacă ea vrea să divorțeze, eu nu aveam... Deci dumneavoastră ați fost un copil foarte ascultător. Eu despre dumneavoastră vorbesc. Știu, nu, foarte înțelept pentru vârsta mea. Cam înțeles că mama nu poate sta cu tata. Bine. Mergem mai departe. După divorț, tata și-a refăcut viața alături de o altă femeie, în timp ce mama a suferit un accident cumplit, în urma căruia a rămas paralizată pe viață. A căzut de pe o scară pe care urcase să spele geamurile într-o țeavă înfiptă în pământ. În încercarea de a-i acorda primul ajutor, o vecină a mutat-o din poziția inițială, fără să știe că mama tocmai suferise o fractură la coloană. Ajuns la spital, a susținut că mama poate ar fi avut o șansă să meargă din nou dacă medicii și-ar fi dat interesul. Vă citez. Pe mama, medicii au deschis-o și apoi au închis-o. Nu am avut banii necesari pentru operație, 1000 de lei sau 100, nu mai știu cum era atunci. Și a rămas, la 29 de ani, paralizată pe viață. Să te ferească Dumnezeu să fii în spital la mine al doctorilor. Urmează întrebarea. Cum va schimba suferința? Ca să înțelegeți, eram în august, că în august s-a întâmplat accidentul cu mama. Eram un copil normal, poate nu foarte vesel, pentru că pe mine m-a afectat acest divorț al părinților mei, că am văzut niște lucruri care, mă rog, nu am digerat eu la vârsta aceea, poate
mă rog, aveam niște sechele, dar nu atât de mari. În momentul când mama a avut accidentul și într-adevăr ne-am dus la spital și pentru o sumă de bani, acum nu e nimeni vinovat, dar așa s-a întâmplat. Era în 80. În 80 nici nu erau posibilitățile de astăzi, vorbesc din punct de vedere medical. Deci au deschis-o, au închis-o și rămâne paralizată pe viață, poate se recuperează, nu știu, să meargă în baston, în cârje, nu mai țin minte cum a fost. Și dintr-un copil în care aveam o mamă foarte... Am avut o mamă specială. Am văzut un om în pat și stătea și se uita și nu-i venea să creadă, la picioare. Deci asta, la spitalul nou, la etajul nou. Asta m-a marcat când veneam așa pe hol și o vedeam în salon că se uita la picioarele ei și nu putea să-și miște picioarele, degetele. Deci nu mai simțea de la brâu în jos. Și din momentul ăla, probabil că am avut un șoc atât de tare, eu n-am spus, pentru că probabil că n-am realizat. Dar din acel moment am rămas un om trist. La mine se vede, nu-ți trebuie foarte mult să vezi că sunt un om cu niște ochi triști și că am o suferință pe care n-am putut să trec peste ea. Era clar, era mama mea. Și nu puteam să o ajut sub nicio formă. Vorbeți despre niște traume, vă mai dau timp. Ce ați văzut în casă? Tatăl meu era un om foarte deștept, dar avea probleme cu alcoolul în timpul acela. Și lucrul ăsta m-a traumatizat. Pentru că, un om care bea nu e tocmai ok. Era violent? Din respect pentru am și murit... Eu am rămas cu sora mea, mă rog, vitregă, în relații foarte frumos și din respect pentru el, am să spun doar atâta că n-am înțeles niciodată și nu înțeleg oamenii care beau și sunt violenți și sunt cu copiii, cu soțiile. N-am să înțeleg niciodată lucrul ăsta și n-am să accept lucrul ăsta. Mulțumesc. Mergem mai departe. În acele momente cumplite, dumneavoastră, un copil de doar 11 ani, ați încercat să faceți rost de bani pentru doctori, dar bunica, mama mamei dumneavoastră, a refuzat să vă ajute financiar. Vă citez. Între ea și mama nu a fost o relație cum ar trebui să fie între o mamă și fiica ei. Mi-a spus că, oricum, mama va muri. Presa a scris, an mai târziu, că bunica dumneavoastră ar fi avut resursele financiare să vă ajute în acel moment, pentru că i-a lăsat totuși o moștenire mamei, un teren scump în București. Mai mult, atunci când a aflat că fiica ei a rămas paralizată, bunica a vrut să o ducă la azil, deși nu avea serviciu și ar fi putut să se ocupe de ea. V-ați opus vehement și v-ați promis că veți avea dumneavoastră grijă de mama, chiar dacă erați doar un copil. Urmează întrebarea. Ați iertat-o pe bunica dumneavoastră? Am înțeles-o. Era o femeie care probabil că își iubea copiii, că mama a mai avut un frate care a murit. Poate că își iubea copiii, dar în felul ei. Mi-a fost foarte greu să o înțeleg pe mama cât a iubit-o atât de mult, pentru că bunica mea în ultimii ani a stat la noi, am avut și de ea grijă. Era o fire foarte rece. Era o fire care nu vrea să... Adică nu vrea ca să-și lege viața. Era la pensie. Nu vrea ca să aibă grijă de un bolnav. Și oricum doctorii nu prea îi dădeau șanse mamei mele. Și atunci probabil că o fi sperat că moare, nu pot să-mi dau seama. Dar, într-adevăr, așa este. Bunica mea a vrut să o trimite la azil și eu la 11 ani am spus nu, o să am eu grijă de ea. Nu. Și ați avut? Am avut, da. Ceea ce cred că este normal până la urmă. Este normal să-ți ajuți părinții atunci când sunt bolnavi. Mergem mai departe. Da. Timp de 3 ani ați locuit cu mama la Spitalul Sfântul Pantelimon în secția de recuperare. Ca să fiți acceptate amândouă atâta timp, dumneavoastră ați spălat pacienții, ați făcut curat în cabinetele doctorilor și chiar în casele lor. Vă citez. Am văzut multe lucruri negre ale vieții în spital, oameni care își părăseau copiii sau părinții. Mi-am spus că eu nu o voi abandona
niciodată pe mama. Nu am avut o copilărie despre care să pot spune, vai, îmi amintesc cu multă plăcere că am mers nu știu unde. Eu am avut grijă de mama mea. Și aș adăuga, de parcă mama ar fi fost copilul dumneavoastră, în timp ce dumneavoastră nu erați decât o fetiță care creștea lângă patul de spital al mamei. Urmează întrebarea. Care a fost jocul dumneavoastră preferat în copilărie? Mă mai jucam cu mama când se, na, când se plictisea. Cred că, nu știu, șeptică, tabinet, remi, când aveam remi. Și țin minte că la cărți, pe spate, tot timpul, ca să pot să o bat, că mă bătea tot timpul, făceam semne la cărți, până când s-a prins, și ce faci acolo? Ce faci? Mă păcălești? Mă jucam, nu știu dacă am avut un joc preferat, nu știu dacă m-am jucat când am fost mică. Sunt lucruri pe care nu că nu le-am spus, dar nici nu le regret măcar, pentru că eu am făcut niște lucruri care trebuiau făcute atunci. Și nu era un copil care se ducea la școală, care venea la mama la spital, mâncam cu ea din aceeași farfurie. Într-adevăr, am văzut foarte multe lucruri greu de imaginat pentru un copil, oameni fără mâini, fără picioare, cu proteze, greu, foarte greu. Și adică crescând în această suferință, am putut să înțeleg mai bine ce înseamnă când este un om bolnav, ce înseamnă când și la spital astăzi erai, mâine nu mai erai. Mama de multe ori mă întrebam, dar unde este, cine este? Păi a murit azi noapte, știi, am ținut lumânarea eu din partea asta. De asta cred că empatez cu oamenii care sunt bolnavi, cu bătrâni, cu copii. Și întotdeauna am să o văd și pe Maria mea să fie, să aibă o compasiune față de cei care sunt bolnavi. Pentru că, așa cum am mai spus și mă repet, să ferească Dumnezeu să fii bolnav în România. Nu că aș da vina pe cineva, poate acum s-au mai schimbat lucrurile, dar e foarte greu. Foarte greu. Eu știu ce înseamnă acea suferință. Mulțumesc. În copilărie nu ați știut gustul bananelor, nu ați avut blat de Crăciun, ba mai mult, erau perioade în care ați mâncat doar pâine uscată cu apă. 3 zile la rând. Când locuiați cu mama în spital, mergeați iarna la școală încălțată cu tenici de pânză și îmbrăcată cu un plover vechi, iar de cele mai multe ori mama vă dădea porția ei de mâncare de spital. Ea nu și-a pierdut însă niciodată optimismul și vă spunea așa: tu o să fii bogată, o să ai bani, o să ai mașini. Vreau să știu când ați început să credeți în vorbele mamei și dacă ați uitat vreun moment acele zile în care nu aveați ce să mâncați. Urmează întrebarea. Ce v-a învățat sărăcia? Am să spun acum un lucru care probabil că o să vă șocheze. Atunci când ești sărac, te bucuri de niște lucruri pe care atunci când le ai nu mai te bucuri. Pentru mine este foarte simplu. Eu n-am uitat niciodată de unde am plecat, n-am uitat niciodată că am dormit în pat cu mama, că am mâncat pâine cu uscată cu apă, am băut, am mâncat biscuiți cu muiați în apă, că asta erau posibilitățile, că umblam în tene și iarna și m-a văzut tatăl meu și mi-a dat bani pentru cizme, ca să pot să am, și mi-a cumpărat și o haină. Țin minte că eram la metro și m-a văzut și i s-a făcut rău. Și sărăcia nu este o rușine. Foarte mulți oameni trăiesc în sărăcie, în special în ziua de astăzi. Noi eram săraci ca așa erau timpurile. Foarte mulți dintre noi eram într-o perioadă a comunismului în care nu prea se găsea mai nimic. Să tai la cozi întregi pentru orice, nu știai pentru ce, te așezai și dacă mai apucai ce apucai, bine, dacă nu, nu. Nu, pentru mine a fost normal și este normal. Dacă ar fi să o iau de la zero, probabil că aș lua încă o dată de la zero. Adică pentru mine m-a învățat sărăcia că e o chestie, e sărac, dar poate te bucuri pentru că ești sănătos, pentru că ai familie. Știți, de fapt, când am fost eu cea mai bogată? Știți când? Când îmi trăia mama, l-aveam pe George, pe Maria, aveam cei doi câini și o pisică. Eram foarte fericită și nu știam, și foarte bogată și nu știam. Da, eu v-am întrebat, pentru că sunt mulți cei care, odată ce trec prin astfel de perioade, învață și prețuiesc altfel lucrurile. Sunt obiceiuri pe care le faci o viață întreagă.
atunci când ai posibilități, uiți. Vă spun eu sincer, uiți. Și îți place să trăiești frumos și să faci niște lucruri pe care nu le-ai făcut. Bine. Sau credeai că nu poți să le faci când Bine. E sărac. Mulțumesc. Presa a subliniat că principalele noastre superstiții au legătură cu finanțele. Nu vă plătiți datoriile din banii proveniți din bacșișuri. Nu le dați niciodată cercetătorilor vreo astfel de bancnotă și banii aceștia îi folosiți doar pentru plata facturilor sau pentru cumpărături personale. De asemenea, puneți mereu grâul încolțit de Sfântul Andrei pentru un an îmbelșugat, aveți întotdeauna bani la dumneavoastră de Revelion, iar în 2009 ați vrut să apelați la un astrolog pentru că simțeați că nimic nu vă mai merge bine. Urmează întrebarea. Aduc banii fericirea? Nu, în totalitate, dar o întrețin. Și ca să ai bani, depinde ce înseamnă bani. Pentru unii înseamnă milioane de euro, pentru unii înseamnă cât să poată să trăiască, să-și facă niște lucruri absolut normale. Niciodată nu, și vă spun cu mâna pe inimă, nu vreau să am bani foarte mulți, că atunci când ai bani foarte mulți, deja e altceva. Eu vreau să muncesc și să am bani cât să pot să trăiesc liniștit, să pot să o ajut pe Maria și să am, dacă pot să spun așa, un confort absolut normal. Vedeți că sunt un om simplu. Sunt un om nu foarte pretențios, nu mă vedeți plină cu aur, cu asta, adică sunt un om foarte calculat. Fug de sărăcie și am frică de sărăcie, este adevărat, dar bogăția asta nu e. Banii, de fapt, ce înseamnă? Înseamnă că vreau să muncesc și să câștig în funcție de cât muncesc sau cum muncesc. Nu vreau să-mi pice nimic din cer. Și atunci, asta înseamnă pentru mine bani. Adică înseamnă ceva, un confort. Clar, eu am fost săracă și atunci nu pot să-mi dau seama cum este să te naști și să ai tot. Nu pot să-mi dau seama și atunci eu prețuiesc ce am. Atât am, cât am muncit, atât am. Sau mai puțin. Bine, mulțumesc. După ce ați obținut în 1991 premiul la Festivalul de la Mamaia, v-ați croit drum cu greu în emisiunile televiziunii române. În acea perioadă, sursa dumneavoastră de inspirație era celebra cântăreață Madonna și pentru că ați început să împrumutați stilul, presa v-a denumit Madonna din Carpați. Însă ceea ce vă adusese în atenția publicului era atitudinea provocatoare de o sexualitate dusă la extrem, o chestiune care nu era și pe placul producătorilor de televiziune, care v-au interzis 2 ani aparițiile la TVR. Vă citez. Schimbarea s-a produs în 1992. M-am făcut blondă, eram dezbrăcată, descălțată. Era cu totul și cu totul altceva. Eram o ciudățenie, ceva atipic pentru vremurile acelea. Vreau să știu dacă ați fost interzisă pentru că erați mult prea dezbrăcată. Urmează întrebarea. Vă rușinați astăzi cu Madonna din Carpați? Nu. Eu ceea ce am făcut eu și, într-adevăr, la timpul respectiv a fost revoluționar sau nu știu cum să zic, pentru România. Era și după Revoluție și puteai să... Am prins și un timp extraordinar de bine. Nu mi-este rușine cu nicio apariție, așa cum a fost, câteodată a fost bine, câteodată a fost rău, dar din tot ceea ce a fost rău, consider că am învățat și tot ceea ce am făcut eu la vremea aceea, astăzi este ceva atât de normal. Da, ați fost interzisă la TVR pentru da, că erați fost, mult fost, prea dezbrăcată? Da. Nu neapărat aveam dezbrăcat. Aveam ținute foarte provocatoare, deși, dacă te uiți acum în urmă, nu eram atât de provocatoare pentru timpul acela. Da, acum este ceva absolut normal. Și eram altceva. Și nu aveam relații. Probabil că nu aveam nici... Cu siguranță nu aveam bani, nici nu eram dispusă să fac multe lucruri ca să... Adică eu am mers așa ușor și bine și am fost interzisă și norocul meu este că au apărut alte televiziuni. Deci asta este un mare noroc. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. În anii 90 ați lansat 2 albume, Dalai Lama și Vreau, prin care ați continuat să promovați imaginea unei artiste fără inhibiții. În 2000, ați fost invitată să pozați în revista Playboy.
Mama a fost cea care v-a încurajat să acceptați oferta, crezând că acest lucru vă va aduce numai beneficii în carieră. Însă, după apariția revistei, cu pozele dumneavoastră, poate cele mai îndrăznețe fotografii de până atunci, ați afirmat că pictorialul v-a făcut un deserviciu uriaș și că din cauza lui ați pierdut mai multe contracte. Vă citez. Pe mine nu m-a ajutat deloc faptul că am apărut în Playboy. Am avut un pictorial urât, eram grasă în poze. Nimeni nu mai voia să își asocieze imaginea cu mine și nu am mai avut cântări un an. Urmează întrebarea roșie. Este pictorialul din Playboy cea mai mare greșeală din cariera dumneavoastră? Nu consider greșeală. Într-adevăr, am fost extrem de nemulțumită de poze. Deci pozele au fost, din punctul meu de vedere, nu a făcut cinste Playboy-ului. Nu a fost o greșeală. Am fost o decizie, am luat această decizie, mi-a plăcut, oricum eram power flower, adică nu era ceva. Dar într-adevăr, după aceea, foarte mulți organizatori de spectacole nu mai vreau să mai asocieze imaginea mea cu acea apariție, cu cine era pe afiș. Și am să dau exemplu, uite că sunt fetele de la Andreea Bălan și Andreea Antonescu, erau părinții, domnule, nu vreau să stau lângă Gheorfi cu poza a fetelor mele, pentru că ea a pozat, ea este așa, este așa, este așa, uite. Da, așa este. Deci mi-a adus un mare de serviciu, deși au o apariție în Playboy pentru cum eram eu ca imagine, era mănușă. Dar nu mi-a plăcut pictorialul, a fost dezastros. Da, într-adevăr, așa este, da. Dar nu o găsesc greșeală. Nu e cea mai mare greșeală. Da. N-a murit nimeni. O minune a durat 3 zile. De care e cea mai mare greșeală? Nu cred că am făcut așa mari greșeli. Cred că toate greșelile pe care le-am avut, deși, dacă stau să mă gândesc bine, așa au fost timpurile. Așa au fost timpurile și eu nu sunt o tipă care... Eu sunt foarte sufletistă și dacă, de exemplu, mă roagă cineva să fac ceva sau să scrie ceva, eu eram prima. Da, scrie, fă ce vrei. Deci eram prima care... Deci nu aveam niciun fel de treabă. După aceea mi-am dat seama cât contează imaginea. Dar n-am făcut greșeli. Sau dacă le-am făcut, am învățat din ele cât am putut. Restul le mai fac și acum. Ce crezi? Bine, mulțumesc. Mergem tot cu o întrebare roșie. După câțiva ani de la apariția în Playboy, ați dezvăluit că directorul revistei v-ar fi hărțuit. Vă citez. Episodul a avut loc la mine acasă. Înainte a încercat cu binișorul, apoi a tras hainele de pe mine. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic pentru că m-am opus cu vehemență. Pe lângă acest episod, ați povestit că mai mulți fotbaliști sau oameni de afaceri v-ar fi făcut propuneri indecente, iar unii dintre ei au fost chiar foarte obraznici. Ați spus așa, un bărbat cu foarte mulți bani mi-a propus să mă culc cu el pentru a mă ajuta să scot un album. Când l-am refuzat, mi-a replicat că sunt fraieră și că ar trebui să urmez exemplul colegilor mele care și-au făcut melodii pe banii lui. O imagine sexy atrage lucruri bune și lucruri proaste. Bărbații vedeau în mine o blondă pe care scria sex și atât. Nu aveam credibilitate. Urmează întrebarea roșie. Cât de des v-ați simțit doar un trofeu? În primul rând aș vrea ca să lămurim. Nu mi-aduc niciodată aminte să fi spus așa ceva. Niciodată. Niciodată. Eu că mi-au făcut bărbați avansuri, niciodată. Fotbaliști, oameni de afaceri, niciodată. Deci asta una. Doi, într-adevăr, am avut probleme cu acel domn care, mă rog, a venit să semnăm contractul pentru Playboy. A fost mai îndrăzneț și, mă rog, până la o hărțuire, vă dați seama că dacă vrea să mă violeze cu adevărat, mă viola, zic că dacă nu te pui cu forța unui bărbat. Deci nu a fost atâta. M-a deranjat foarte mult că el, într-adevăr, a spus că, domne, că vin și că așa fac și că... Domne, i-am spus, confundați imaginea cu persoana. Faptul că v-am invitat la mine acasă mi-a fost mult mai ușor pentru că nu prea aveam eu timp de... Nu știu, dar bine că n-am fost acolo la ei la redacție. După care, după ani de zile, vorbeam cu Dan Capato și râdea și spunea, păi, Daniela, tu știi câte vin la noi sau câte au venit la noi și au spus, cât sunteți? 20. Vreau să apară în Playboy, cu orice preț. Da, așa mi s-a întâmplat. Dar vedeți că acolo este un... Nu știu, ați citit ceva care nu mi-aparține. Sunt informații care au apărut în presă. Tot ce avem aici. Știu, dar bine că mi l-ați spus, ca să vă spun eu că niciodată Daniela Gheorfi n-a spus așa ceva. Niciodată. Okay. Pentru că viața mea intimă mi-am păstrat-o. Întrebarea a fost,
dacă v-ați simțit ca un trofeu. Da, dar nu numai... Da, da, de multe ori, probabil că mulți s-au întâlnit sau au vrut să se întâlnească cu mine ca să, mă rog, să fiu trecută și eu pe o listă. Bă, Daniela Gheorfi a fost... Da, poate, câteodată da. Adică recunosc acest lucru. Da. Bine, mulțumesc. În 2002 ați decis să vă cumințiți și ați semnat un contract cu casa de discuri condusă de Radu Baron, care urma să vă promoveze o imagine mai matură și mai decentă. Ați lansat atunci un album și v-ați bucurat că urma să fiți recunoscută pentru piesele pe care le cântați și nu pentru cât de dezbrăcată erați. Ați continuat însă și colaborarea cu interpreții de manele, auto-intitulată singura casă de discuri care nu produce manele, firma lui Radu Baron, v-a acuzat că nu vă respectați clauzele contractuale. Citesc din comunicatul de presă al casei de discuri. Întreaga colaborare cu Daniela Gheorfi s-a dovedit a fi greoaie și ineficientă din cauza lipsei de seriozitate și a caracterului oportunist pe care artista le-a manifestat în timpul contractului. Urmează întrebarea. De câte ori ați încălcat un contract? Păi, domnișoara Denis, ca să fim înțelese, aseară am avut un spectacol dat de domnul Radu Baron. Deci, nu cred că a spus așa ceva cineva vreodată cu care eu am semnat un contract. Într-adevăr, nu că se lucrează greu cu mine, dar eu n-am nicio casă de discuri, semnată cu nicio casă de discuri, pentru că mie îmi place să-mi iau deciziile mele proaste, bune, să le iau eu. Și într-adevăr, cu casa a domnului Radu Baron, am făcut în 2006 melodia De ce mă minți cu Liviu. Și domnul Baron mi-a aruncat CD-ul, deci melodia mi-a aruncat-o la coș, spunând că este o manea și că sunt manelistă, nu știu ce. În sfârșit. A doua zi am fost la Teo în emisiune, avea o emisiune la ProTV, mi se pare, și mare hit, mare asta, după care am primit, nu știu, trofeu de diamant, de platină, de tinichea, nu știu ce fel de, câte vânzări au fost. Da, discul de aur, discul de ce o fi fost. Dar niciodată nu mi-am încălcat clauzele contractului. În acel an chiar mi-a expirat contractul și n-am vrut să-l reînnoiesc. Pentru că nu am vrut ca să fiu singura care decide pentru mine. Când ești la casele de producții, producătorul, dacă nu vrea să te... Tu poți să faci, să fii cea mai bună și să faci melodii, adică să fii foarte determinată. Dacă producătorul consideră că altcineva trebuie să fie cu prioritate, tu rămâi la coadă. Iar cei care au, mă rog, semnate cu casele de producție, vă pot confirma, dacă sunt sincer, acest lucru. Și n-am vrut să depind de nimeni, niciodată. Deci notez că nu ați încălcat niciodată niciun contract. Nu. Bine, mergem mai departe. În 2004 ați dat lovitura pe piață cu albumul Daniela și Liviu, pe care apare piesa De ce mă minți? Melodia a devenit foarte repede hit, chiar dacă au existat acuzații că ar fi plagiată după o piesă grecească. Albumul s-a vândut într-un milion de exemplare, iar versurile erau fredonate de toată lumea. Piesa a beneficiat de multe remixuri, iar în 2020 a fost readusă în atenția publicului de Teo Roz și Vlăduța Lupău. În ceea ce privește viața reală și minciunile care ar putea apărea într-o relație, dumneavoastră ați spus așa: dacă un bărbat vrea să te înșele, poți să faci orice, pentru că dragoste cu forța nu se poate. Tolerezi mult, dar într-o relație nu are rost să stai ca să îți bați joc de tine. Aș vrea să aud cum mai sună refrenul piesei De ce mă minți la aproape 20 de ani de la lansare. Urmează întrebarea. De câte ori ați întrebat De ce mă minți? De ce mă minți, de ce mă minți? Eu știu că nu-i ceea ce simți. Depinde de la caz la caz. Inima ta. Doar pe mine mă vrea. Inima, dacă vrea pe cineva, vrea pe cineva. Sunt într-adevăr momente și momente. Eu, spre exemplu, am avut și relații în care am fost mințită, dar nu mi-a plăcut să stau foarte mult. Adică eu, când am simțit că ceva nu este în regulă, ori de partea mea, ori de partea lui, am fost foarte... Și ați întrebat? Câteodată da, câteodată nu, dar știți cum sunt bărbații. Cum suntem și noi fetele, niciodată nu recunoaștem. Cine eu nu te mint, nu este adevărat, ceea ce vezi nu e realitate. Am fost mințită, am mințit și eu, ce vreți să vă spun?
Sunt căsătorită de... Sunt o relație de 16 ani, ce să vă mai spun. Că ce am făcut până atunci, asta este. Am mințit, am fost mințită, am fost înșelată. Am fost, eu știu, poate... Cam atât. Deci și mințită și... Și eu la rândul meu am mințit, am mai călcat strâmb, asta e. Ce vreți să vă spun? Minciuna câteodată este bine... Adică o minciunică mică nu strică nimănui, dar depinde ce minți și depinde în ce context și depinde foarte multe lucruri. Adică nu cred că aș putea să stau, așa cum am spus și am declarat, într-o relație în care, nu știu, să stea pentru Maria sau să stau eu într-o relație în care simt că nu sunt iubită sau simt că nu mai sunt ceea ce trebuie să fiu. Nu asta niciodată, cum și partenerul meu, George, respectiv, care este acum, i-am spus, dacă nu mă mai iubești, n-are sens să stai cu mine, pentru că avem o viață și nu trebuie să te chinui. Te-ai îndrăgostit? Asta este. Strâng din dinți și merg mai departe, dacă... Mulțumesc. Continuăm. Piesa De ce mă minți nu v-a adus singura acuzație de plagiat. Corneliu Vadim Tudor și Maria Nistor v-au cerut despăgubiri pentru melodia Fă-mă, Doamne, o lacrimă. Iar dumneavoastră a trebuit să demonstrați că doar ați cântat piesa și nu v-ați arogat calitatea de compozitor sau textier. V-ați acuzat reciproc de plagiat și cu interpretul de manele Ionuț Cercel pentru piesa Malaezia. În 2017, presa a scris că împrumutați nu doar cântece, ci și stiluri vestimentare. Citez dintr-un articol. Daniela Gheorfi și-a schimbat ținutele pentru concerte. Recent, ea a purtat o rochie argintie, un model identic cu cel pentru care a optat Delia la câteva show-uri în trecut. Urmează întrebarea. De la cine a furat Daniela Gheorfi? Bine, spuneți acolo de niște lucruri pe care eu nu le știu, să înțelegem, eu sunt artistă, niciodată n-am compus. Deci melodia De ce mă minți este într-adevăr un cover după o melodie grecească care o cântă Despina Vandi, dar niciodată n-am spus că este melodia mea, deci niciodată. Cu domnul Vadim Tudor și cu domnul Marian Nistor am câștigat, pentru că eu n-am cântat melodia aia decât într-un studio... Pe lângă, uite cum cânt acum De ce mă minți, De ce mă minți, și mă pomenesc mâine că veniți cu o casetă și îmi spuneți că am cântat nu știu unde și nu știu ce am făcut. Deci nu, eu am câștigat, am procesul câștigat. Tocmai nici nu le-am luat bani pe... în sfârșit, așa. Nu știu, Malaezia, habar n-am, nu știu ce melodie e aia. Deci eu nu compun. Eu nu compun. Eu cumpăr melodii de la compozitori, de la producători. Și de o rochie de Arudelia habar nu am ce rochie și de la cine împrumut. Vă dați seama că în ziua de astăzi pot să cumperi orice. Dacă am o imaginație și îmi doresc ceva și îmi permite buzunarul, pot să cumpăr orice. Deci eu nu știu să fi purtat. Sunt artiști, oameni, femei, care vă inspiră? Sunt doi mari artiști care au, mă rog, sunt pe viață. Michael Jackson și Madonna. Ei sunt tot ceea ce poate fi, ce înseamnă un artist pentru mine. Nu o să fur haine de aici, mă uit. Mă uit și eu la Jennifer Lopez, dacă ar fi să iau ceva, sau la Beyoncé, sau nu știu pe unde mă uit. Mă uit și eu în altă parte. Nici de cum la colegele mele, pentru că nu... Nu. Bine. Eu nu știu ce rochie argintie. Păi dacă vă duc în dressing-ul meu, am foarte multe lucruri. Într-adevăr, am avut la un moment dat comun cine ne făcea styling-ul. Dar nu, n-are nicio legătură una cu alta, cu Delia. Bine, mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. De-a lungul timpului ați cântat cu foarte mulți interpreți de manele, ca Liviu Guță, Ninel de la Brăila, iar în ultimii ani cu Asu și Bobby. Colaborările acestea v-au adus și o emisiune la OTV, unde în 2005 ați prezentat Manele de Top. Presa a speculat că duetele cu interpreții de manele au fost reciproc avantajoase. Prin intermediul dumneavoastră, ei aveau posibilitatea să pătrundă în lumea televiziunii, iar dumneavoastră le-ați solicitat la foarte multe evenimente la care câștigați bani frumoși. Vreau să-mi spuneți cine a avut de câștigat mai mult, dumneavoastră sau cântăreții de manele? Urmează întrebarea roșie. V-au salvat manelele cariera? Domnișoara Denis, vreau să vă spun ceva, că în 2006, când am cântat eu De ce mă minți cu Liviu, Liviu m-a sunat pentru această melodie, n-am cântat o manea. A fost remixată de Cristi Faur, cel care a compus și care compune pentru Eurovision. Deci cu totul altă melodie, o tentă mai dance, mai house, nu știu.
Odată. Este clar că în orice parteneriat ajutorul este reciproc. Am avut cântări sau am cântări, dar nu am cântări neapărat că eu, nu știu, că eu am cântat, nu știu, cu Liviu sau cu nu știu cine. Lumea mă ia pe mine individual, Daniela Gheorfi, pentru ceea ce fac, pentru ceea ce sunt ca artistă. Că într-adevăr am cântat cu Florin Salam, am cântat cu Ninel de la Brăila, este violonist. Într-adevăr, mi-a dat returnele, că așa este la manele, sunt returnelele foarte importante. A fost o chestie reciproc avantajoasă. Într-adevăr, ce am făcut pentru acest segment muzical de care toată lumea fugea în 2006, nimeni nu vrea să-și asocieze imaginea, și mai mult mi-au spus că nu știu câți bani am câștigat. Nu este adevărat. Deci Liviu este martor că poate să spună: eu n-am primit niciun ban pentru De ce mă minți. Atenție ce vă spun, nici măcar un euro. Într-adevăr că mi-au adus spectacole, dar eu toate melodiile care le-am făcut, de exemplu, cu Liviu au fost aproape hituri, toate. Și atunci, având melodii foarte bune, normal că am avut spectacole. A fost un reciproc avantajos, iar cântăreții de manele au fost foarte mai lejer acceptați și ați văzut că acum nu se poate fără manele. Într-adevăr, lucrul ăsta am făcut pentru manele, pentru cântăreți. Deci avantaj, interpreții de manele. Nu avantaj, avantaj reciproc. Bine, am notat. Mergem mai departe. În ciuda faptului că aceste duete cu interpreții de manele v-au adus și o mulțime de critici, dumneavoastră nu ați renunțat la aceste colaborări. Ați cântat inclusiv cu cei mai talentați cântăreți de manele, Florin Salam, Adi Minune. De altfel, una dintre cele mai cunoscute melodii cântate împreună cu Adi Minune se numește Cine e pe primul loc? Urmează întrebarea: cine e pe primul loc în topul cântăreților de manele? Este greu să vă spun. Recunosc că am o slăbiciune pentru Florin Salam, pentru că este un om care și cunosc, mă rog, istoricul. L-am cunoscut cu fosta soție, deci mă leagă mai multe lucruri de el, de la începutul carierei lui, pentru că eu l-am dus prima dată în televiziune. Liviu este un profesionist, deci Liviu cântă dumnezeiește în studio, are o voce nemaipomenită, dar totuși, ca așa, cu cine mă întâlnesc foarte, foarte des și îl apreciez foarte mult, este Vali Vigelie. Este un artist care care ține pasul, ceea ce este foarte important cu ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Nu pot să spun că este cineva pe primul loc. Depinde, gusturile, publicul, trebuie să întrebați publicul cine este pe primul loc și cred că nici el nu va spune, pentru că gusturile diferă. De asta suntem atât de mulți pe piață. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. Sunteți printre primele vedete din România care și-au pus implanturi mamare și au și recunoscut intervenția. Vă citez: nu mi-a fost rușine să recunosc că am făcut operație de mărire a sânilor. Înainte de mine, acest lucru l-a făcut o mare divă din România, Mihaela Rădulescu. Ce ar trebui să fac? Să mint că mi-am dat cu zeamă de morcov și mi-au crescut sânii? Eu nu văd de ce ar trebui să mint. Aveți mai multe operații la sân, care v-au costat în total 12.000 de euro și vorbiți la fel de deschis și despre alte intervenții estetice pe care vi le-ați făcut. Ați operat la nas, aveți fațete dentare, apelați la injecții cu botox sau cu acid hialuronic, ori de câte ori este nevoie. Vreau să știu dacă sunteți dependentă de chirurgul estetician. Urmează întrebarea roșie. Sunteți mulțumită de cum v-au schimbat operațiile estetice? Ce să spun, la sân nu sunt mulțumită. Am spus și mă repet, după trei operații, pentru că trei am, nu pot să spun că sunt mulțumită în totalitate, dar recunosc că nu cred că m-aș mai face acum, în momentul ăsta, că trebuie să-mi schimb protezele iarăși și mă tot stau și tot mă gândesc. Să știți că aceste, de exemplu, fațete dentare, e absolut normal. Nu poți să ai dinții negri, galbeni, stricați și să rămâi cu ei pe viață. Nu poți să ai riduri, eu cel puțin în concept. Dacă pot să fac ceva pentru mine, pentru confortul meu, clar, anii spun cuvântul, 50 de ani, 53 de ani, sunt 53 de ani. Nu mai poți să mai fi ca la 20, dar poți să arăți bine. Se poate și mai bine, dar se poate și mai rău. Sunt ok cu mine. Am foarte multe defecte pe care nu o să vi le spun. Foarte multe. Chiar am celulită, dintotdeauna am avut celulită. Fac tot felul de chestii ca să mă simt bine. Și
în special acum, când o am pe Maria, să-i dau un exemplu, și aici nu este vorba de operații estetice, cât este vorba de îngrijire. Pur și simplu, dacă există tehnologii în care tu poți să te simți mai bine sau să-ți modifici anumite lucruri care nu-ți plac sau nu te avantajează, de ce să nu le faci? Scurt. Și nu sunt dependentă de operații. Am o melodie. Sunt dependent de tine, mi amor, mi corazon. Nu sunt dependentă de operații. N-am atât de multe operații ca foarte multe artiste care vin și spun că peste noapte li s-a îndreptat și nasul și urechile și... Nu. Nu, sunt un om normal, care, o femeie care îi place să, căreia îi place să aibă grijă de ea. Mulțumesc! Ați ținut multe diete de-a lungul anilor, inclusiv una pe care presa a numit-o dieta sinucigașă și care presupunea să vă înfometați până la limita supraviețuirii. La un moment dat, mama dumneavoastră dezvăluia îngrijorată că erau zile în care nu mâncați decât Eugenii. Și dumneavoastră ați recunoscut că din teribilism ați recurs la gesturi extreme, vă citez, am luat vreo 2 săptămâni pastile de slăbit. Eu cred că am și pierdut 3 sarcini din cauza lor. Odată m-a găsit George leșinat în casă. Când presa v-a întrebat dacă vă place cum arată celebra cântăreață Beyoncé, ați spus așa, Beyoncé este grasă, dar este foarte frumoasă. Eu nu aș putea să fiu așa, aș alege să mă înfometez. Beyoncé este sexy, dar nu m-aș simți bine să arăt ca ea. Slabă mă simt cel mai bine. Urmează întrebarea. Ce ați sacrificat pentru 1 kilogram în minus? Chestia asta că m-a găsit vreodată George leșinat în casă, niciodată. Pastile de slăbit, nu știu să fi luat vreodată, de asta tot stau și mă uit, mă gândesc, când am luat o pastile de slăbit? Nu, n-am luat niciodată. Am ținut într-adevăr diete și într-adevăr, ca să poți să slăbești, trebuie să faci foamea. Și mama m-a văzut făcând de foarte multe ori foamea sau țineam diete dintre astea numai cu carne fiertă și cu ouă și mi-au distrus ficatul. Într-adevăr, asta așa a fost. Restul, pentru 1 kilogram în plus, nu, n-aș face nimic. Adică aș ține, minus, nu în minus. Plus. În minus, da, în minus. Nu, n-aș face nimic. Adică nu sunt dispusă. Cea mai tare dietă este un regim de viață cât se poate de sănătos. Cu cât vrei să slăbești mai mult și faci niște diete dintre astea de care le-am făcut eu, după ce nu le mai ții, te îngrași la loc. Asta este clar. Sportul, cum formele pe care le vrei tu, o dietă cât de cât, fără dulciuri, bine, am și o slăbiciune la clătite, fără dulciuri, fără, și atunci să arăți bine. Iar cu Beyoncé, într-adevăr, pentru gustul meu, adică eu nu m-aș putea vedea așa, dar femeia arată foarte bine. Adică cu forme și mai ales acum se poartă formele. Fundul mare și așa mai departe. Dar eu nu m-aș vedea așa. Tocmai de aceea n-am nicio intervenție, că toată lumea mă întreabă, bă, dar nu vrei să spui fundul? Nu, lasă-l așa mic și plat. Hai trebuie să mai fac puțin sport, recunosc. Deci n-aș face nimic pentru 1 kilogram, 2 în minus. Slăbit atât. Adică o cură. Foamea. Da, așa ca să... Na. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. De-a lungul timpului, presa a scris că v-ați iubit cu mai mulți bărbați celebri, printre aceștia fotbalistul Dănuț Lupu, o relație pe care ați confirmat-o inițial, pentru că an mai târziu să vă răzgândiți și să susțineți că nici măcar nu vă cunoașteți. Ați avut o relație mediatizată și cu fotograful columbian Gabriel Hennessy. În plus, jurnaliștii susțin că la începutul anilor 90 v-ați iubit și cu realizatorul de emisiuni Titus Andrei, pentru care v-ați bătut cu Carmen Hara, fosta membră a grupului Trio Express, actualmente prezicătoare. Citesc din presă. Rănită în amor, Hara a sărit efectiv pe Daniela. Câștigătoare la puncte ar fi fost Hara, dar doar la puncte, având în vedere că Daniela a rămas cu iubitul. Urmează întrebarea. V-ați bătut cu Carmen Hara pentru un bărbat? În viața mea nu m-am bătut cu nimeni pentru niciun bărbat în viața mea, pentru că nu sunt genul. Nu. Iar... referitor, într-adevăr, cu Gabriel am avut o relație pe care mi-am asumat-o. Restul nu m-a văzut nimeni cu nimeni, n-am spus niciodată în viața mea. Eu din gura mea, că nu știu, că am fost cu cineva sau cu altcineva, nu. Niciodată. Relațiile pe care mi le-am asumat au fost cele care am ieșit uite, cu Gabriel, da? A fost fotograful meu, ne-am cunoscut și s-a închegat o relație între noi. Am fost nu știu cât împreună, după care ne-am despărțit. Restul... Și chestia asta cu bătăi pentru bărbați, niciodată în viața mea.
M-am întâlnit, uite, am fost în America, ne-a invitat doamna Hara la dumneia acasă. Eu n-am fost, dar n-am fost că n-am fost. Dar nu că m-aș fi bătut vreodată pentru un bărbat cu cineva. Pentru Titus Andrei, care Titus era prieten de familie cu mama mea. Cum era și domnul Aristide de Buhoiu, cum au fost foarte mulți compozitori la noi acasă, că așa era. Puneai meste, mai mâncai, mai beai. Mama era mai, mă rog, avea nervi pentru prietenii. Eu era mai cu sportul, cu altceva. Bine, dar relații secrete ați avut? Relații secrete, da, dacă nu s-au... Deci nu m-a văzut nimeni niciodată cu nimeni decât cu cine am vrut. Da, am avut relații care mi-au plăcut mie. V-aș minți să nu... Bine, și de ce le-ați ascuns atunci? Când au fost importante, așa, atât de importante. Eu am mai spus și repet, am iubit-o foarte mult și o iubesc pe mama mea. Și pentru mine mama mea a fost dragostea vieții mele și cariera. Restul a fost ceva și n-a fost. Până l-am întâlnit pe George, până s-o am pe Maria. Bine. Știu că nu sunteți mulțumită de răspuns, dar... Mergem mai departe. Mergem mai departe. În 2005, așa, ați avut o relație cu directorul unui cotidian de scandal care a publicat poze din intimitatea dumneavoastră chiar pe prima pagină a ziarului. Imediat după incident, casa de discuri RBA v-a reziliat contractul. Chiar dacă în fotografii chipul dumneavoastră era ușor de recunoscut, iar identitatea bărbatului ascunsă, dumneavoastră inițial ați negat autenticitatea imaginilor. În cele din urmă, ați recunoscut că dumneavoastră apăreți în fotografii și pentru a pune capăt speculațiilor, ați dezvăluit și identitatea bărbatului. Vă citez, este fostul director al ziarului, eu nu știam că sunt filmată, el era un bărbat însurat, iar eu credeam că e ceva serios, nu am știut să îmi aleg relațiile. Când a dat pozele din viața noastră intimă, m-a terminat. Ceva de atât de joasă speță din partea unui bărbat, nu am mai văzut. Vreau să-mi spuneți dacă ați înțeles de ce partenerul dumneavoastră de la vremea respectivă a făcut acest gest. Urmează întrebarea. Mai aveți încredere în bărbați? Am încredere în bărbați, ca dovadă că sunt un bărbat de 16 ani. Într-adevăr, deciziile, că tot îmi spuneați că de ce nu mi-am asumat relațiile. Pentru că exact de ce mi-a fost frică n-am scăpat. Pentru că oarecum nu că am fost credulă, naivă, nu era căsătorit domnul. Că despre așa, am dat în judecată revista, am câștigat. Pentru că multă lume a spus că domnul ea a vrut interibilism să fie filmată, să fie o tâmpenie, o aberație. Și lucrul ăsta într-adevăr m-a terminat. Și nu neapărat pe mine, pentru mine, cât pe mine pentru mama mea. Pentru că am plâns amândouă, a fost ceva cumplit. Vă dați seama că e vorba de intimitate. Indiferent cât de rebelă sau cât de, nu știu, am... Eu sunt o tipă destul de deschisă la minte, dar așa ceva niciodată nu aș face și nu am fost de acord cu așa ceva. Și când a apărut, cu o săptămână înainte, bă, că apare, că din 6 litere, nici mă gândeam la așa ceva. Și tocmai râdeau, îmi spuneau, mă rog, niște prieteni, niște cunoștințe, că sunau toate divele din România, că eu sunt, că eu sunt, că eu sunt. Și de fapt eram eu cu prietenul meu sau cu iubitul meu din acea perioadă. Nu era însurat încă o dată. Deci nu era însurat, nu. Am avut o relație, am pus punct relației, că așa eram atunci. De ce a făcut acest bărbat acest lucru? Pentru bani, pentru pentru o prostie, nu știu. Deci nu aș putea să vă răspund eu. Întrebați-l pe el, făcea numai nenorociri. Dar când cum am aflat... Cum v-ați recăpătat încrederea într-un bărbat sau un bărbat în general? Pentru că nu pot să judec oamenii după o uscătură. Nu mai dau timp. Nu pot să judec oamenii după o uscătură. Clar, mi-a fost foarte greu. Mi-a fost foarte greu. Foarte greu. Dar după mult timp mi-am asumat relația cu George, spre exemplu, că tot spuneați, după mult timp. Și chestia asta a atârnat foarte mult pentru mine ca femeie, vă dați seama. Deci nu este un lucru de care să te mândrești. Dacă eram în America, poate aveam nu știu ce fel de... Mă căutau toți producătorii, dar în România este nenorocire. Nu se acceptă așa ceva. Sau atunci nu se accepta. Și atunci am tras-o rău de tot. Tocmai de aceea am dat
în judecată, ziarul, am câștigat, deci m-am bătut ca o leoaică, deci n-am acceptat așa ceva. Dar rău era făcut. Mulțumesc. Psihologii subliniază faptul că la baza relațiilor amoroase ale unei femei stă legătura pe care a avut-o cu tatăl ei. În ceea ce vă privește, tatăl dumneavoastră s-a recăsătorit la scurt timp după divorțul de mama și a fost prezent în viața dumneavoastră doar prin plata pensiei alimentare. Când ați absolvit liceul, tata s-a opus unei cariere muzicale și a insistat să faceți ASE. El credea că dacă ești artist, nu ai de fapt nicio meserie. Deși nu v-a susținut în alegerile pe care le-ați făcut, cel mai tare v-a rănit atunci când dumneavoastră l-ați sunat ca să-l anunțați că mama a murit, iar el v-a răspuns: bine că a murit. Remarcă, de-a lungul vieții ați fost dezamăgită de oamenii care ar fi trebuit să vă sprijine. Urmează întrebarea: de unde ați găsit puterea să nu vă judecați tatăl? Păi nu l-am judecat pentru că este greșit. Nu mi-a spus el că bine că a murit. Soția lui. Și eu vă spun sincer, bine că m-am stăpânit. Că eram prea terminată ca să pot să... Am și o, cum să vă spun, o limită. Și eu sunt un om ok până într-un punct. N-am înțeles niciodată de ce cineva vrea ca bine că a murit cu tare sau bine că a murit cu tare, pentru că nimeni nu a cărat-o pe mama mea în spate, nici măcar eu. Eu am avut grijă de ea, nimeni altcineva. Pe mine tatăl meu m-a supărat când am născut-o pe Maria și n-a venit să o vadă. Dar după aceea am înțeles că a fost bolnav, a fost foarte bolnav, a stat la pat și dacă s-au întâmplat niște lucruri, nu s-au întâmplat din cauza lui. Și n-am cum să-l judec pe el. Faptul că el a avut altă familie, eu am înțeles foarte clar și foarte rapid acest lucru și era normal. Era absolut firesc, dacă mama oricum era paralizată, deci nu se mai putea să spun, domnule, că era o familie. Pentru că un bărbat n-avea nevoie de o femeie în căruț sau în pat, nici măcar în căruț nu mai putea să mai stea. Mama nu mai, mi se blocase picioarele. Și atunci nu l-am judecat și niciodată nu o să-l judec pe tatăl meu. Dar nu pot să nu judec în felul meu pe soția lui, pentru că a avut niște răutăți gratuite și la adresa mea și la adresa mamei mele. Asta nu pot să o iert, nu pot să o iert că nu m-a chemat la înmormântare. O să fac. Da. Deci nu tatăl meu a spus lucrul ăsta. Bine, mai departe mergem. După ce s-a recăsătorit, tata a mai avut un copil, tot o fată, pe care a botezat-o Alexandra. A fost alături de ea tot timpul, în timp ce dumneavoastră ați fost ținută la distanță, dar cu toate acestea ați spus că vă iubiți, sora Bitregă, mai ales pentru că îl regăsiți pe tatăl dumneavoastră în felul ei de a fi. Vă citez. Alexandra e o tipă retrasă la casa ei, o fată foarte deșteaptă. Se vede că asta cu tata. Avem foarte multe lucruri în comun, deși ea nu vrea să apară sub nicio formă în mass media. Vorbim, ne vizităm când putem. Urmează întrebarea. Ați fost geloasă pe sora dumneavoastră pentru dragostea tatălui? Nu, niciodată. Nu, niciodată. Niciodată. Pentru că mama mea pentru mine a fost și mamă, și tată. N-am simțit absolut deloc lipsa tatălui, pentru că tata din când în când ne suna, ne vizita, dar eu am fost crescută de mama, adică nu știu... Nu, n-am simțit că îmi lipsește tatăl. Și nici nu am fost niciodată geloasă pe Alexandra. Că tatăl meu a iubit-o probabil mai mult. Da, asta, da. Nu, niciodată. Nu. Dar la mine se vede lipsa tatălui. Cum? Deci, sunt o tipă care, nu știu, adică se vede că nu sunt crescută și de tată. Și lucrul ăsta îmi spune George. Pentru că bărbatul este bărbat în casă. Iar pentru mine, cine a luat hotărâri și cine era stâlpul casei era mama mea. Și într-adevăr, când am crescut și am fost oarecum pe picioarele mele, eram amândouă. Dar eu ascultam foarte mult de mama. Foarte mult. Nu vreau în primul rând să o supăr. Am înțeles de-abia după ce n-a mai fost ea și într-adevăr s-a închegat relația cu mine și cu George, că bărbatul este stâlpul familiei și bărbatul trebuie respectat. Deși eu sunt o tipă care îmi place și pe Maria tot așa, vreau să fiu independentă, vreau să... Adică nu, nu-mi place să atârn de un bărbat, nu-mi place dacă vrea bărbatul să-mi ia o rochie, să-mi ia, dacă nu, 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 nu. Dar bărbatul este bărbat și trebuie respectat. Și eu n-am crescut cu valorile astea. Iar lucrul ăsta s-a văzut și se vede încă. Mă lupt, se luptă George cu mine, dar rezistăm deocamdată.
Ce frumos, mulțumesc. În 2012 ați aflat că și tatăl dumneavoastră a paralizat, ați vorbit cu el la telefon și v-a spus: acum am ajuns și eu ca Ani, mama dumneavoastră. A fost una dintre rarele conversații pe care le-ați avut cu el, pentru că de obicei când îl sunați, răspundea soția lui. Vă citez: i-am respectat această dorință de a nu mai intra în viața lui. Îi port numele, este ADN-ul care își spune cuvântul, dar așa a fost situația. Mi-ați spus și mai devreme că ați acceptat cu greu faptul că nici măcar nu ați fost anunțată că tata a murit și ați aflat, de fapt, cu 2 ani de întârziere, în 2020, când ați primit prin poștă un plic notarial în care vi se cerea să vă prezentați la succesiunea defunctului Gheorfi Ioan Dionisie. A doua soție a tatălui dumneavoastră a spus că nu va chema la mormântare pentru că și-a dorit un eveniment privat, iar dumneavoastră ați venit însoțită de paparazzo. Vreau să știu dacă ați mers între timp la mormântul tatălui. Urmează întrebarea: ce ați moștenit de la tata? Păi, tatăl meu mi-a dat viață și cu mama mea. Atât. E foarte important. Niciodată nu m-am gândit ca niciodată ca să iau ceva, nu știu, să-mi lase ceva, nu. Nu. Nu mi-a lăsat absolut nimic, dar nu despre asta este vorba. Eu n-am nevoie, deci eu chiar n-am nevoie de nimic. Pe mine m-a afectat foarte tare, știți? Deci când am primit plicul, am stat, l-am desfăcut, nu știu, succesiune pe ceva. Oricum, n-am avut nevoie de nimic. Dar am simțit că am făcut așa. Și am rămas... Cum a murit acum 2 ani de zile? Dar să știți că simțeam că nu mai e. Deci a fost o chestie foarte... Când mă întreba George, sau băi, dar ce face? Că am fost cu George la tatăl meu. Am fost invitați la masă și așa mai departe. Și zic, mă, Țuca, nici nu văd. Zic, nu, zic, parcă e ceva, nu știu. De ce zic, nu l-ați căutat? Nu am putut. Nu am putut să-l caut, pentru că am înțeles, soția nu mă vrea sub nicio formă. Sub nicio formă. Și am înțeles lucrul acesta. Eu am spus, eu i-am respectat intimitatea, atât i-am spus. Dacă vreodată veți avea nevoie de ceva, să-l ajut cu orice, fiind bolnav sau mă sunați oricând, nu se pune problema. Deci nu se punea problema. Numai că așa au gândit, așa au judecat atunci, cum să mă duc eu la mormântul lui ați fost? Nu am fost, pentru că depind de Alexandra. Iar Alexandra a pățit ce am pățit eu cu mama mea. Nimic nu este întâmplător. Deci Alexandra s-a iubit foarte mult tata cu Alexandra. Alexandra l-a iubit foarte mult pe tata, așa cum o iubesc eu pe mama. Și nu poate, deocamdată, este așa, când se duce la mormânt, e răvășită. Și am zis, când ești tu pregătit, atunci vin și eu. Vă mai dau timp. Care este cea mai mare asemănare pe care o aveți cu tata? Iubirea de animale. Animalele. Și Alexandra tot așa, toți trei până la extremă. Da, nu pot să spun, Alexandra este mult mai deșteaptă. I-am crescut cu mama, sunt mai descurcăreață, dar tatăl meu a fost un om foarte deștept. Pe ochii nu i-am moștenit, nu știu, i-am zis, mama, nu știu ce ați făcut, ați cărat mobila, râdea mama când îi spunea lucrul ăsta. Când m-ați făcut pe mine, nu știu ce, te-a alergat pe fața blocului, nu știu cum s-a întâmplat. Da, eu sunt mulțumită dacă semănam, nici cu mama nu cred că semăna, aici e problema mea. Mulțumesc. Mama nu vă spunea niciodată adevărul despre cum se simte, ca să nu vă sperie, și va arăta mereu că luptă să poată merge din nou. Și-a păstrat tot acest optimism în timp ce a suportat numai puțin de 33 de operații. O citez pe mama dumneavoastră. Daniela mă întorcea. Ea mă spăla, i-am spălat scutecele, așa mică cum era. În 82 am făcut septicemie, iar doctorii au trimis-o să-mi pregătească lucrurile pentru mormântare. Dar mi-am revenit pentru Daniela. Cum puteam să o las așa? Mă visez mergând, mă visez făcând treabă în casă, la serviciu. Apoi mă gândesc, sunt oameni mult mai rău decât mine. Urmează întrebarea. Când ați realizat că mama nu o să mai meargă niciodată? Din prima clipă, de când am văzut-o la spital. Mi-am dat seama. O săptămână, nici nu mai... Deci, sunt multe amintiri pe care... Când vorbesc, îmi revin. Multe le-am șters din memorie, pentru că am văzut foarte multe și am suferit foarte mult. Dar, cred că la o săptămână sau ceva de genul ăsta, am spus puțin mai devreme, mă uitam la ea, stăteam în pat, la spitalul 9,
avea 29 de ani și se uita și la mine și la picioare și spunea: Dana, mă însip degetele, ia mai dă-mi, erau niște ace și dădeam pe talpa piciorului și nu se mișcau degetele, deci nu mai avea reflex, nu mai avea nimic. Și ea spunea: o să mă operez și poate o să merg. Și vă dați seama, a trecut timp, au făcut escări, s-a agravat boala, n-am avut condiții, n-am avut, eram prea săraci, eram... Și n-am putut să o ajut până în pace. Deci de-abia când am avut bani am putut să-i cumpăr saltea. M-am dus la domnul doctor Lascăr, i-a făcut nu știu câte operații să o salveze de escări, i-a luat toți mușchii de la picioare. Eu știu că a suferit cumplit. De atunci mi-am dat seama. Și era la Pantelimon și tot încerca să meargă în cârje și cu rănile și se infectase și a făcut septicemie și mi-am dat seama. Deci ușor, ușor mi-am dat seama că așa o să rămână. Mergem mai departe. Zi de zi, noapte de noapte, timp de 33 de ani v-ați îngrijit mama. Întrebată fiind dacă v-ați sacrificat copilăria pentru ea, ați spus așa. Vă citez. Să nu dramatizăm. Mama nu a fost o povară. Aș lua-o de la început fără nicio ezitare. Eu sunt genul spartan, trece tancul peste mine și mă ridic. În 2013, cu 10 zile înainte ca Anica Diță să înceteze din viață, ați acordat presei ultimul interviu împreună. Mama dumneavoastră a declarat atunci: Daniela crede că eu nu o să-mi plec niciodată. Toate sunt date de la Dumnezeu. E o vorbă în popor. Nu știi când te naști, nu știi când pleci. Asta e. Din păcate, mama s-a stins la Spitalul Clinic de Urgență din cauza unui cancer la plămâni, iar dumneavoastră a spus așa: eu mi-am pierdut o jumătate de inimă. De când a murit ea, eu nu mai sunt întreagă, nu mă mai regăsesc și nu mai am echilibru. Au trecut 9 ani de la dispariția celei care v-a dat viață. Urmează întrebarea: ați reușit să vă ridicați după moartea mamei? Pot să spun că nu că am trecut. Viața, n-am ce să fac. Este Maria, sunt eu. N-ar fi putut niciodată să suporte să mă vadă ca acum. Păi, dădea imediat un telefon, mă făcea cu ochi și cu oțet. Nici nu puteam să zic ceva. Am să spun că stătea în pat de multe ori și se uita pe geam și îmi spunea: fii atent aici, eu nu o să trăiesc cât pământul, când mor eu, să nu cumva să plângi ca proasta zi de zi, pentru că nu mă mai întorc și pentru că nu are rost. Asta este viața, am trăit, te-am văzut pe tine, pe Maria, ești cu George. După aceea mi-a spus George că a avut o discuție cu el. Mi-a spus că se simte rău și că dacă se întâmplă ceva cu mama, să aibă grijă de mine, George. George mi-a spus după, la ceva timp după ce a murit mama mea. Și nu pot să spun, într-adevăr, nu mai sunt cum eram înainte. Clar, m-am schimbat foarte tare, mi-este foarte dor de ea de multe ori. Când pierzi pe cineva pe care îl iubești foarte mult, e greu să-ți spui în cuvinte cât a trecut. Nu ani, poate sunt mulți, dar pentru mine nu pot. Căldura ei și felul ei de a fi îmi lipsesc foarte mult. Foarte mult. Adică capul ăla pe care îl pui pe pieptul mamei tale și te înțelege. De fapt, asta îmi lipsește cel mai mult. Și te iubește necondiționat. Mergem mai departe. În 2013, înainte de moartea mamei, ați refuzat 5.000 de euro, bani pe care i-ați primit pentru două concerte programate în ziua de Paște. Vă citez. Am decis să nu mai cânt de sărbătorile sfinte ca Paștele sau Crăciunul pentru că e păcat. Mi-e frică de Dumnezeu. După decesul mamei, relația puternică pe care o aveați cu Dumnezeu s-a schimbat și ați spus că nu mai credeți în viața de apoi. Vă citesc din nou.
la cât de mult ne-am iubit noi două și ce relație apropiată am avut, era imposibil ca mama să nu-mi dea vreun semn după moarte. Ori eu nu o simt lângă mine. Nu simt că mă veghează. Nu am visat-o niciodată. Urmează întrebarea. Mai credeți în Dumnezeu? Da, cred. Deci nu. Credința mea în Dumnezeu a fost, este și va fi. Pentru că Dumnezeu și pe mama mea a iubit-o și pe mine foarte mult. Și nu vă spun de câte ori nu și-a arătat fața către noi. Și către mine, dar și către mama mea, către familia noastră. Dar nu pot să zic că nu sunt dezamăgită, că nu o visez, nu e vorba de simțit. Este clar că dacă sunt anumite momente în care sunt extrem de căzută și parcă cineva... am să vă dau un exemplu. Pierd astăzi un spectacol. Se amână, nu mai e, nu știu, așa. Imposibil ca mâine sau poimâine să nu vină două, trei. Știind că, mă rog, trăiesc din muzică. Deci banii mei de aici vin. Și pentru Maria. Deci, sau multe lucruri mi se întâmplă decât cred că le pot face. La un moment dat mi se năruie tot și deodată mi se întâmplă. Pot să fac ceea ce mi-am propus. E clar că undeva, poate că îmi place să cred că mă veghează, că subconștientul meu poate vine noaptea, poate nu știu, poate mă veghează, poate îmi dă această putere pe care am avut-o când eram cu ea. Eu nu spun că George nu este un om cu care să nu mă înțeleg sau să nu-mi dea forță sau să nu mă creadă, dar am spus că așa cum era mama, nu mai este altcineva. N-am pierdut niciodată speranța și credința în Dumnezeu. Niciodată cred în Dumnezeu și cred că mi-a dat după suflet cam tot ce am, cu bune și cu rele. Ați visat-o pe mama? Nu, n-am visat-o niciodată. Și recunosc că nici nu la mormânt nu mă duc, poate așa cum ar trebui să mă duc. Nu mai dau timp. Pentru că nu suport să o știu acolo. Și atunci... Dar merg. Și sunt convinsă că dacă există viață după moarte, o veghează pe Maria, familia mea, pe mine, pe George. Sunt convinsă de lucrul ăsta, dacă ar exista. Dar credința în Dumnezeu, cred în Dumnezeu. Cred că există. Cu adevărat. Cel puțin pentru mine a făcut minuni. Adică, fără Dumnezeu, nu ajungeam unde sunt acum. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. După moartea mamei, ați încercat să rămâneți în legătură cu ea, păstrând câteva din lucrurile pe care le folosea cel mai des. Vă citez. Am cana din care a băut ea, mi-am oprit haine de ale ei, niște tricouri, un prosop. Ați continuat mult timp să locuiți în apartamentul în care a stat cu mama și ați mărturisit că ați trecut prin unele situații inexplicabile. Ambii căței au murit la scurt timp după decesul mamei, iar pisica a început să se comporte straniu. Ați apelat la ajutorul unui psiholog și chiar al unui ezoterist și ați fost sfătuită să vă detașați de trecut. De curând v-ați mutat în casă nouă. Urmează întrebarea roșie. Ați lăsat-o pe mama să plece? Dacă m-ați întreba acum asta, dacă mă întrebați acum, dacă ar fi să-mi spuneți, Daniela, fii atent la capătul pământului, nu știu unde, du-te în genunchi, că acolo găsești pe mama ta, m-aș duce după ea. Niciodată nu o să pot. Ce înseamnă să o las să plece? Mama mea nu mai este. Într-adevăr, n-am renunțat la câteva tricouri, că n-avea haine, că era stătea numai în pat, la cana care bea ea, am păstrat-o până m-am mutat în casa nouă. Într-adevăr, ce am făcut, le-am dat de pomană pe toate. Absolut tot din casă, tot ce am avut, am dat de pomană. Tot. Ați acceptat moartea mamei? O accept, deci vreau, nu vreau, trebuie să o accept. Adică e lucru palp, eu sunt balanță. La mine ori alb, adică trebuie să văd negru pe alb. Nu mai este lângă mine. Nu mai este. Accept. A, că nu pot și că aș vrea, dacă s-ar putea să știu că e aici și să o strâng așa în brațe, da. Dar nu, cred că nimeni nu vrea ca să, dacă iubești pe cineva, să plece, să moară. Deși ăsta este cursul firesc al vieții. N-am acceptat, dar n-am ce să fac. Adică, dar hainele le-am dat, într-adevăr. Tot am dat, tot. Tot. Cu greu, dar le-am dat. Cu greu.
Adică au fost, de exemplu, canai, nu vreau să mă despart niciodată, furculița niciodată, i-am mâncat pe un prosopel niciodată, dar le-am dat. Mulțumesc. În 1998, după o relație de 6 ani, v-ați căsătorit cu luptătorul Gelu Borș. Atunci, nunta a fost considerată evenimentul anului în showbiz, fiind îndelung mediatizată. Era cât pe ce să ratați cununia religioasă, preoții arătându-se contrariați de rochia de mireasă, vă citez, mi-e rușine, aveam corset doar în față, în spate eram cu fundul gol. Singurul dumneavoastră mariaj a durat doar 2 ani, ați spus așa, eu eram cu gura mare, eu voiam să fac și carieră, el să plece în America. Atunci eram destul de liberă, nu suportam nici să te uiți urât la mine, eram și figurantă. În prezent aveți o relație de 16 ani cu George Tal și chiar dacă el v-a cerut de soție de 2 ori, nu ați mai ajuns în fața altarului. Vă citesc din nou, nu a fost să fie. Nu ne mai căsătorim pentru că nu ne mai căsătorim. Urmează întrebarea. De ce nu mai credeți în căsătorie? Nu că nu mai cred. Un act, câteodată, nu știu, când ești tânăr, când se așează lucrurile și merg de la sine, este ok. Dar noi ne-am programat de vreo 2 ori, într-adevăr. Una, nu știu, a fost divorțul lui, în care n-am putut, el fiind căsătorit în Germania și divorțând acolo, mi-a trebuit ceva, nu știu, un act mai special și am ratat, să spun, când vreau noi să ne căsătorim. A doua oară s-a îmbolnăvit mama și nu am crezut de cuvință, după care s-a născut Maria și ca să nu ne certăm și să fie familia fericită, am decis ca să o cheme pe Maria și Gheorfi și Tal, ca să fie toată lumea împăcată, că nu renunțam și nu renunț la numele meu. Și a, deci n-aveți fost de gând să vă căsătoriți. A, nu, dar cine a spus lucrul ăsta că vreau să... Nu știu, vă întreb. Nu. Asta nu înseamnă că nu cred. Ba da, eu când foarte mult anunț și atât de mult mă bucură când văd oamenii că se căsătoresc și cred, se duc la biserică, se duc la starea civilă. Bine, și de ce vă e frică de un act? Dar nu mi-este frică, dar nu mai, nu știu, dacă mă întrebați acum vă spun că nu mai vreau. Sunt bine așa cum sunt cu George, suntem ok. De ceva vă e teamă, nu de nu mai vreți? Acum, ca să fiu așa foarte sinceră, nu neapărat că mi-e frică de un divorț, dar nu s-a dovedit, uite, în prima mea căsătorie am învățat ceva, că un act nu prea te leagă. Și atunci, nu știu, ne este bine așa cum suntem. Chiar vorbesc serios, adică nu simt nevoia, poate la biserică, deși el este catolic și eu sunt ortodoxă, să zic că ne-am duce, dar așa, ca să mă cheme pe mine Tal neapărat, nu. Nu vreau, nu țin. Bine, mergem mai departe. În 2006, într-un turneu în Germania, l-ați cunoscut pe actualul nostru partener, George Tal, tatăl copilului. Deși avea 3 copii, 2 dintr-o căsătorie anterioară și unul dintr-o relație extraconjugală, George a decis să vă urmeze în România, unde dumneavoastră aveți grijă de mama. Îl citesc pe George Tal. Am avut foarte mult șarm și am știut să vorbesc cu Daniela, să o conving că eu sunt bărbatul pentru ea. După 15 ani de relație, mai în glumă, mai în serios, partenerul dumneavoastră a spus că și-a pierdut podoaba capilară din cauza discuțiilor interminabile pe care le aveți cu el. Iar dumneavoastră ați povestit că vă deranjează sfărăitul lui, dar mai ales, vă citez, fiind moldovean, George nu este ușă de biserică. Urmează întrebarea, la câte rezistă dragostea? Dragostea, nu știu la câte rezistă. În cazul meu, că mă și bumnește râsul cu George, niciodată nu l-am prins pe George în fapt, ceea ce este foarte important. George este soțul meu, chiar dacă nu suntem în acte. El este capul familiei și a demonstrat de foarte multe ori că este familist, că rezistă alături de mine. Nu sunt o persoană, nu neapărat că sunt greu de suportat, dar e clar, eu sunt artistă și mai greu de digerat. Plus, na, ca să fii impresar și să te duci peste tot și să mai vezi că mai se uită unul și altul la tine, dar și la el se uită fete, e normal, este bărbat. Și nu, vă spun cu mâna pe inimă, nu cred că m-aș despărți de George dacă aș ști 100% că mă înșală. Dar
m-aș despărți. Adică aș rupe relația cu George dacă ar fi agresiv verbal și fizic, nu mai zic. Dacă a simți că sunt un fel de bătaie de joc în casă, că se mai întâmplă lucrurile acestea în care femeile tolerează foarte multe. Asta n-aș tolera niciodată. Deci, pentru asta m-aș imediat, în prima secundă. Dar așa că se uită, că se vorbește, că nimeni, nu știu, nu l-a prins nimeni cu nimic, decât să... E normal, e bărbat, se uită. Sunteți fete frumoase, acum ce să fac? Să vă închid în casă? Nu. Dar să se uite. Nu-i problemă. Deci de asta nu deci, este o problemă. Deci la câte rezistă dragostea? Rezistă dragostea, nu știu. Deocamdată la mine a rezistat. Deci rezistă pentru că este o relație normală. Și când spun normală, cu bune și cu rele. Bine. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. Ați spus de mai multe ori că nu suportați violența fizică sau verbală. În 2016, presa a scris că, fiind într-un turneu, v-ați certa cu George, care lua de val, v-ar fi bruscat, iar dumneavoastră ați amenințat cu despărțirea. Atunci ați negat că George Tal ar fi fost agresiv, dar, în 2009, mama dumneavoastră le povestea jurnaliștilor, o citez: după un spectacol, George a îmbrâncit-o pe Dana mea, a dat în ea și a înjurat-o. Când s-au întors în București, el i-a cerut iertare și s-au împăcat. Urmează întrebarea roșie. V-a lovit vreodată un bărbat? Am primit o singură palmă de la un fost prieten. Nu eram cântăreață, eram prin 88-89, am avut un prieten care a vrut să facă probabil cu o glumă și din gluma aia că am făcut, nu știu, într-un fel sau altul, deci s-a făcut că îmi dă o palmă și nu știu cum am sucit și m-a cam lovit. Și am, deci pe loc n-am mai stat la discuție. Nu, George, niciodată n-am spus că m-a bătut George, că m-a îmbrâncit, că mai ne certăm, dar nu că mă înjură. Nu, nu accept așa ceva. Deci eu nu am fost crescută în chin de mama mea ca cineva să-și permită să mă înjure, să mă bruscheze, să mă bată. N-am cum. Nu, nu, nu. Că sunt discuții sau că au fost sau că ne-am despărțit, da, asta așa este. Am fost despărțiți 3 ani de zile sau 2 ani, 3 ani, nu știu cum. Până când am rămas însărcinată cu Maria și după aceea ne-am, mă rog, s-a mutat înapoi la mine. Dacă mama mea n-a zis niciodată că George m-a bătut, niciodată. Deci astea sunt, nu știu, luate din context, nu știu cum. Nu, nu. Pe dacă mă bătea George, nu mai eram cu el. Mergem mai departe. Da. Ați povestit că atunci când aveați 21 de ani ați făcut o întrerupere de sarcină pentru că iubitul dumneavoastră de la vremea respectivă nu voia o familie. Mama știa că vă doriți foarte mult copii și era sigură că veți avea o fetiță. La 35 de ani, alături de George, ați decis că este momentul potrivit pentru a deveni mamă. Din păcate, încercările noastre de a rămâne gravidă s-au soldat cu eșecuri. Vă citez. În 4 ani am pierdut numai puțin de 3 sarcini și acest lucru mă măcina. Aveam senzația că nu o să pot să depășesc momentele acelea cumplite niciodată. Când am pierdut și cea a treia sarcină, am fost la biserică. Preotul m-a încurajat zicându-mi, nu mai fi supărată, o să ai o fetiță. Pune-i numele Maria. La o lună după această întâmplare, ați aflat că sunteți din nou însărcinată. Urmează întrebarea. Este Maria miracolul din viața dumneavoastră? Da. Apropo de Dumnezeu, dacă Dumnezeu m-a iubit și m-a iubit cu siguranță, mă iubește cu siguranță, este că după 3 sarcini pierdute, dar... cum să vă spun, pierdute așa, când eu când auzeam că pierd femeile sarcini, mi-o ziceam, asta o tâmpenie, eram o tipă cu sportivă, nu beau, nu fumez, nu... și n-am crezut niciodată, dar într-adevăr sufeream de oboseală cronică și în 4 luni, la 4 luni mi se întrerupea din evoluție sarcina. Și ultima dată am ajuns la spital, deci mai mult moartă decât vie. M-a dus George imediat, n-am mai stat să mai vină salvarea acasă. Și, într-adevăr, am avut momente în care am crezut că nu o să mai fac un copil, că nu o să mai am copil. George s-a ridicat o dată de pe scaun și a zis, mama, o să avem un copil foarte hotărât. Și am fost, dar nu am fost la biserică pentru copil, am fost
cu o cunoștință, la un preot să-i ghicească, nu știu, să-i deschidă cartea, nu știu ce. Și eram pe hol, așteptam, că am dus-o cu mașina. Și mi s-a uitat, dar de ce e supărată? Păi, nu știam de ce sunt supărată. Zic, eu știu de ce sunt supărată, poate că e mama, mă gândeam că e bolnavă, că nu. Și pacea mea, a, da, că am pierdut sarcina. Și mi-a zis, vezi că o să faci un copil, o să ai o fetiță, pune-i numele Maria. Și când am plecat, când s-a închid ușa, mi-a zis, și schimbă-ți doctorul. Așa s-a întâmplat. Am venit acasă și mama mi-a zis, o să ai o... Deci mama, și când până la 5 luni, mi-a ieșit ca un băiat în ecografii. Adică așa am avut ecografiile. Și mi-a zis tot timpul, mama, vezi că ai fată. Și așa a fost. Și am pus numele Maria. Mulțumesc. Mergem mai departe. Sunteți foarte exigentă și strictă cu fiica dumneavoastră, care are acum 12 ani. Aproape. Vă citez. George spune mereu că sunt o mamă comunistă. Vreau ca Maria să ia decizii sănătoase în viață, vreau să le spună bună ziua tuturor, să nu mintă, să nu fure. Vreau să ajung o femeie cu picioarele pe pământ, stăpână pe ea și foarte responsabilă. Pe de altă parte, ați spus că Maria este cea care vă împacă atunci când vă mai certați cu tatăl ei. Urmează întrebarea. Când ați ascultat ultima oară de fiica dumneavoastră? Da, zi de zi ascult de ea. Și apropo de creștere, și eu îmi cer de multe ori scuzele aia dacă greșesc, George tot așa, dar noi facem echipa amândoi pentru Maria. Maria nu neapărat, mie îmi place să mă alin că sunt comunistă, dar vreau ca să aibă niște baze foarte sănătoase. Eu știu că trăim într-o societate în care multe lucruri s-au schimbat, dar cred că dintotdeauna au fost așa, numai că acum clar cu tehnologia asta este altceva și copiii din ziua de astăzi sunt altfel decât am fost noi. Dar Maria trebuie să aibă o educație bună și să poată să ia decizii și să aibă niște principii de viață foarte sănătoase. Și eu să pot să-i fiu un exemplu atât cât pot. Eu nu sunt un om perfect, dar vreau să fiu o femeie cu o meserie, vreau să fiu o femeie independentă, adică să aibă grijă la prieten, pentru că eu aici am cel mai mare minus la prieten a fost la mine și este în continuare. Și... Adică pe mine, cine m-a trădat prima dată au fost prietenii pe care eu i-am ajutat, cu care am mâncat poate o pâine, am împărțit-o. Așa s-a întâmplat. Prietenii nu întotdeauna am știut să-mi aleg și lucrul ăsta... Ce meserie v-ați dori pentru Maria? Orice vrea ea, bine, în secret nu vreau să aibă de-a face cu showbiz-ul. Dar ea, nu știu, acum învață coreană. Ceva, ceea ce să-i placă, să se trezească, asta și spun, să te trezești dimineața, să-ți placă ceea ce faci, ca să poți să faci mulțumit sufletește să fii. Și atunci o să-ți vină și banii și atunci o să fii și tu motivată ca om. Pentru că sunt foarte mulți care fac meserii, care îi vezi pe față că sunt triști. Ea a luat exemplul meu, mie îmi place ceea ce fac de atâția ani de zile. Și lucrul ăsta mă determină să pot să merg mai departe și să mă lupt. Și de ce nu v-ar plăcea o carieră în showbiz pentru ea? Pentru că nu știu, deocamdată nu. Deocamdată nu. Nu este ceva sigur. Nu este ceva de perspectivă din punctul meu de vedere. Adică nu este ceva foarte sigur în momentul ăsta, deși vedem că toți patează, nu știu ce, dar lucrurile din spate eu le știu mai bine. Și atunci mi-aș dori să aibă uite, învață coreană. Foarte frumos. Translator, nu știu, IT-istă, ceva, o meserie. O meserie care să fie de bază. Semănați cu tata acum? Nu semăn cu tata. Vă mai dau timp. Am trecut prin foarte multe lucruri și știu ce înseamnă showbiz-ul. Și atunci... Încerc, dar dacă ea vrea să se facă mâine cântăreață sau prezentator sau ce ai, pochetează cu lucrul ăsta, am susținut-o și o susțin. Ce vrea ea? Ce vrea ea? Dar să-i facă plăcere și să fie determinată și să fie focusată. Că altfel n-ai cum în viață, decât dacă lupți și dacă înveți. Mulțumesc. Ați spus că vocea este cea mai mare avere a dumneavoastră, așa că ați încercat să o protejați. Ați folosit aerosoli, ați făcut tratamente cu miere, cu ou crud, ceaiuri calde din plante. După perioade cu multe concerte, făceați pauze vocale în care vorbeați doar prin semne sau înscris cu apropiații. În 2007, presa a scris că erați pe punctul de a rămâne fără glas pentru că ați suferit de disfonie, o modificare a timbrului vocii cauzată de leziuni ale coardelor vocale. Vreau să știu dacă astăzi mai aveți probleme cu vocea. Urmează întrebarea. Ce v-ați face fără voce?
Păi, un cântăreț, ce să... Fără voce ai fi... Deci n-aș mai cânta, în primul. Deci n-aș mai fi cântăreață. Dar mulți artiști, datorită efortului, condițiilor în care cânt și așa mai departe, suferă de, să zic, de anumite, nu neapărat disfonii, răgușeli și așa... Astea se pot trata. Deci nu este o problemă lucrul ăsta. Și am tratat, uite, și acum 2-3 ani de zile am fost plecată tot să fac niște tratamente pentru corzile vocale, pentru că, într-adevăr, datorită spectacolelor foarte, foarte multe și a condițiilor tehnice, în primul rând, că una este să cânti numai în spectacole mari și alta este să cânti în orice condiții, oricum, numai să, mă rog, să... Erau și alte timpuri cu sunetul. Nu știu, chestia asta, voce cel mai de preț. Nu, eu nu sunt artist nici pe departe cu cea, vocea mea cea mai bună, cea mai frumoasă, Miss Univers. Nu. Eu am o combinație și cea mai mare, cel mai mare atu al meu este publicul, care 30 de ani de zile, unii m-au înțeles și m-au iubit și m-au susținut necondiționat. De fapt, asta este Daniela Gheorfi. Nu este o voce, nu sunt Monica Angel, nu sunt Mariah Carey, nu sunt Whitney Houston, nu sunt nu știu ce frumusețe. Nici nu trebuie să fii din toate astea. Dacă te iubește publicul și te iubește Dumnezeu, un an, doi reziști când ești așa. După aceea, na, e cu ce te naști, cu harul pe care l-ai. Iar harul dumneavoastră este? Harul meu, munca. Munca, munca și iar munca. Clar, sunt plăcută, probabil. Pentru show, pentru că îmi plac oamenii, pentru că îmi place să distrez oamenii. Nu vin ca să fac eu 7000 de octave să cânt. Important este să cânt melodiile frumoase pe înțelesul tuturor și atunci oamenii se distrează. Bine, mulțumesc. În 2013 v-ați arătat foarte critică la adresa concursului muzical Eurovision. Vă citez. Mă gândesc foarte realist că acest concurs nu ajută cu absolut nimic. La concursul ăsta poate participa și un câine. Pe de altă parte, lansarea noastră în muzică s-a datorat participării la diverse competiții muzicale, unde ați concurat cu Gabriel Cotabiță, Carmen Trandafir, regretata Laura Stoica sau Ovidiu Comornic. Însă, după o perioadă, ați renunțat să mai mergeți la astfel de evenimente. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți despre Urs, reprezentantul României de anul acesta la Eurovision și piesa lui, Ia-mame. Urmează întrebarea. Vă este frică de competiție? Nu, niciodată. Numai că pentru Eurovision îți trebuie altceva. Niciodată n-am spus că și un câine poate participa. Tot timpul am fost atât de mândră, tot timpul, de Luminița Angel, extrem de mândră și de fericită pentru ea, pentru realizarea ei la Eurovision, pentru Mihai Trăistariu, care are o voce extraordinară. Pentru Eurovision și eu am participat pe etapa pentru țară, dar bine că l-am câștigat, deci vă spun sincer. Eu când stau să mă gândesc acum, pentru că acolo trebuie altceva. Nu, eu sunt o tipă extrem de competitivă și mă bag în orice. Dar unele lucruri nu sunt făcute pentru ele. Adică nu aș putea să cânt la Eurovision pentru că îți trebuie ceva anume. Și până nu-l ai, n-ați văzut că, de exemplu, Mihai tot încearcă să mai fie, tot încearcă să se mai ducă și nu mai poate. Îi trebuie ceva. Iar acel ceva, sunt foarte mulți bani, e producție în spate mare, deci nu. Dar eu, cum să nu? Gândiți-vă că eu cânt de 30 de ani. Dacă m-aș feri de competitivitate, unde aș fi? Vă place piesa lui Urs? Nu puteți să mă întrebați pe mine, că nu m-am uitat foarte atent. Am văzut, ea e o reprezentare frumoasă pentru România. Ok, dar nu ca să câștige, adică nu despre asta este vorba. Uitați-vă la Luminița Angel și Sistem, uitați-vă la Mihai Trăistariu, acolo, la Paula Selling. Oamenii care, într-adevăr, acum cu scuzele de rigoare, s-au dus multe voci mari, dar nu despre asta este vorba. Acolo trebuie să ai o melodie într-un fel, trebuie să te prezinți într-un fel. România este poziționată nu foarte ok și atunci e greu. E greu, dar s-au văzut și rezultate. Și v-am spus că sunt foarte mândră de ce au făcut colegii mei. Mulțumesc. De-a lungul carierei ați făcut lucruri considerate excentrice și chiar șocante atunci, aproape banale astăzi. În 2013 ați purtat într-un videoclip o rochie extravagantă gândită pentru Lady Gaga, pe care fuseseră cusute numai puțin de 3400 de perle veritabile. Un an mai târziu, în timpul turneului din America,
Presa titra scandalos. Daniela Gheorfi cântă manele în biserică. Apoi, de la un concert pe care l-a susținut în Italia, au apărut imagini cu dumneavoastră dansând desculță pe boxe. În 2018 ați avut curaj, la vârsta de 50 de ani, să defilați într-o prezentare de modă pentru o celebră firmă de lenjerie intimă. Ați spus așa, trebuia să o fac și pe asta. Urmează întrebarea. Cât de bine vinde excentricitatea? Vinde, depinde. Depinde de context, nu știu, depinde de foarte multe lucruri. Dar nu ca să dansez desculță de când m-am lansat, nu știu, de prin 93-94 tot am mai ieșit desculță. Restul, nu știu ce rochii așa de excentrice am purtat, nu mi-aduc aminte să fi purtat extraordinar. Dintotdeauna am fost mai excentrică, dar nu chiar atât de... Așa, restul... Vinde excentricitatea, vinde, dacă vreți, nu neapărat chestia asta ca să faci ceva să se vorbească, de bine, de rău, cum o fi, numai să se vorbească, de fapt asta vinde. Oricine știe că și afară, dar și în România, se fac multe subiecte, nu știu, mai pozezi, nu știu cum, mai faci, nu știu ce, doar ca să se vorbească. Pentru unii este excentric, pentru alții este ceva normal. Atâta timp cât ești controversat, este ok. Asta vinde. Controversa, de fapt, vinde. Controversa vinde. Foarte bine să vorbească de rău, de bine, ai făcut, decât să nu mai știe nimeni de tine, faci o chestie la un moment dat. În lejerie intimă la 50 de ani, într-adevăr, nu am fost foarte dezbrăcată. Am fost într-un capot, am fost extrem de decentă pentru și pentru vârstă, dar și pentru lejeria aceea. Deci nu eram, n-am fost în fondul gol, n-am fost, nu știu, cu oață, nu. A fost o chestie, un capod, adică ceva foarte lejer și ce se poate arăta. Că totuși, 50 de ani sunt 50 de ani, eu v-am mai spus. Adică nu ai cum să spui, domne, știi, eu arăt perfect. Da, nici nu cred așa ceva. Nici fetele de 20 de ani, poate câteodată nu arată perfect. Bine. Piesele și videoclipurile dumneavoastră au devenit sursă de inspirație pentru creatorii de conținut de pe social media, care nu pierd ocazia să vă ironizeze. Dumneavoastră nu ați fost deranjată de aceste parodii, ba chiar le-ați mulțumit autorilor. Vă citez. Atâta timp cât oamenii se preocupă să intre în pielea mea, chit că mă ironizează, înseamnă că sunt importantă. Mă flatează că mă cunosc, că se interesează de ceea ce fac. Urmează întrebarea. Este parodia tot publicitate? Bineînțeles, 100%. 100%. Nu ai de ce să te superi, fiind persoană publică, oricine poate să parodieze pe oricine. Îți dai seama că, în primul rând, trebuie să cunoști omul, să-l vezi ca un bărbat, să intre în pielea, în personajul pielei unei femei. Trebuie să-și pună sâni, perucă, să stai să te studieze ca să facă anumite gesturi. Chiar dacă nu ești unul la unul, că de asta este parodie. Deci pe mine nu mă deranjează lucrul ăsta. Eu chiar am râs că e chestie pe TikTok, pe mine mă bufnește râsul. Câteodată m-am uitat și eu, ori pe Adrian, ori cu Adrian, ori cu As, ori cu Liv. Deci pe mine chiar mă bufnește râsul când văd. Adică nu mă supăr, n-am nicio treabă. Da. E o reclamă. Este o reclamă. Putea să fie altcineva, să se uite acea persoană în altă parte, la altă artistă. Nu găsesc nimic jignitor sau chiar mă bufnește râsul. Adică într-un sens pozitiv. Bine, mergem mai departe cu o întrebare roșie. Aveți imaginea unei femei fără inhibiții, care a alimentat mereu presa cu detalii ce țin de viața privată. În 2010 ați făcut spectacol în direct la OTV cu testul de sarcină. Citesc din presă. La un moment dat, Daniela s-a ridicat de pe scaun și s-a retras în culise. După puțin timp, s-a întors fluturând triumfătoare. Testul de sarcină. O țară întreagă a urmărit cu sufletul la gură apariția liniuțelor de pe cartonașul alb. Apoi, în 2013, v-ați lăsat filmată în timp ce un medic estetician v-a făcut o intervenție de diminuare a ridurilor de pe gât și tot în acel an v-ați scos la TV bandajele după o rinoplastie. Despre tot ce ați făcut în viață, ați spus așa. Nu există un lucru pe care să regret că nu l-am făcut. Urmează întrebarea roșie. Ce regretați că ați făcut?
Nu neapărat regret. De exemplu, la sân eu am mai spus faptul că m-am operat în 2000 și că tehnologia nu era atât de avansată. S-a dovedit că dacă mai stăteam puțin, era mai bine, poate. În restul, ce regret că nu am făcut? Sau că am făcut, sau că nu am făcut? Nu știu, ce am făcut sunt foarte asumată. Chestia asta cu rinoplastia, nu am avut un nas, o trompă și am avut zgârciu căzut și, mă rog, mi l-am dreptat. După care, ce mai am făcut? Nici nu mai știu ce mi-a zis acolo că am făcut. Mai sunt ca Michael Jackson. Glumesc. Mai sunt răutăcioasă, domnule, că ești ca Michael Jackson. Ar fi fost bine, dar nu sunt ca Michael Jackson. Restul, nu știu, nu regret nimic din tot ce am făcut, sunt foarte asumată. Deci nu am, adică cine ați mai văzut la televizor persoane publice care se duc și își fac tot felul de intervenții. Dar nu vorbim doar despre estetică aici. În general, în viață? În general, da. V-am mai spus și mă repet, prietenii n-am știut să, și nu cred că nici acum nu știu să-i aleg. Adică aici, bine, mai este George care mă trage acum de mână și mă scutură. Dar în general n-am știut să-mi aleg prietenii. Bun, asta în viața personală. Privată. În viața privată. În carieră? În carieră nu regret nimic. Deci gândiți-vă că sunt o artistă care am început de la Mamaia, ați văzut că știți și dumneavoastră, de concursuri și câștigate, un parcurs firesc al lucrurilor cu muzică de petrecere. Restul n-am făcut ceva în care să regret, nu știu, am făcut ceva, n-am făcut nimic care să regret. Sau dacă am greșit cu ceva, am învățat din ce am greșit. Am văzut ce am greșit și am învățat să nu mai fac și altă dată. Dar n-am făcut niște lucruri foarte mari. Bine, mulțumesc. Întotdeauna ați fost deschisă la propunerile de concerte venite din partea comunității LGBT. Și ați avut multe recitaluri în cluburile gay-friendly din capitală. În 2008 chiar ați invitat reprezentanții minorităților sexuale aflate într-un club să participe la filmarea unui videoclip. Citez din presă. Daniela a ales o idee nonconformistă pentru scenariul celui mai recent clip al său. A filmat alături de homosexuali și lesbiene. Tinerii s-au simțit în largul lor, s-au pipăit și s-au sărutat. În 2013 a apărut un alt clip fierbinte pentru piesa Dumă pe lună, iar la un moment dat ați sărutat-o pe gură pe una dintre dansatoare. Urmează întrebarea. Care sunt limitele dumneavoastră? Domnișoara, indiferent ce se întâmplă, mie îmi plac bărbați. Faptul că, într-adevăr, dar nu m-am sărutat pe gură, așa s-a văzut de la filmare, dar nu, că aș fi spus, da, am sărutat o fată pe gură, dar nu. Nu, nu este adevărat, dar n-am nicio treabă cu sexualitatea nimănui. Faptul că sunt, mă rog, homosexual, lesbine, care e problema? Nu e problema mea. Deci, gândiți-vă că noi suntem înconjurați de persoane care unele recunosc, altele nu recunosc. Este treaba lor, dar ar trebui atunci să stau undeva închisă, că noi cam ne învârtim, cam dăm peste tot de aceste persoane. N-am niciun fel de problemă. Într-adevăr, m-am dus, am cântat și cânt foarte mult pentru ei. N-am nicio treabă cu ei. E treaba lor privată, atâta timp cât se comportă civilizat și cât se sărută băiat cu băiat sau fată cu fată. Dacă oamenii se iubesc, intervenim noi în dragostea lor, ce treabă avem noi? Eu cânt pentru toată lumea. Deci n-am niciun fel de problemă cu ei. Dimpotrivă, mă bucur că poate oamenii în ziua de astăzi înțeleg să nu mai fie atât de reticenți la viața personală, intimă a unor oameni. Că așa sunt foarte mulți cântăreți care nu pot spune acest lucru pentru că îi judecă. Cine îi judecă? Pe ce doarme cu mine în pat? Mie îmi place vocea respectivului. Nu-mi place de el ca bărbat. Mie îmi place vocea și atunci nu poți să judeci omul după ce face el în pat că vai că este sau că nu este. Înțelegeți? Hai că n-am niciun fel de treabă. Da, i-am chemat în videoclip, s-au comportat foarte frumos la cluburi. Foarte romantici, foarte frumos, n-am nicio treabă cu ei. Dar mie îmi plac bărbații. Bine, acum îmi place decât de unul singur, că mă omoară că mă duc acasă. Mulțumesc. În viața de zi cu zi sunteți cu totul diferită față de imaginea pe care ați promovat-o pe scenă. Nu ați uitat niciodată de sărăcia din copilărie, prin urmare nu aveți gusturi excentrice,
Nu faceți achiziții extravagante, nu purtați ținute extraordinar de scumpe, ba chiar ați recunoscut că unele piese vestimentare le-ați cumpărat de la second hand. Totodată ați negat aventurile amoroase pe care vi le atribuia cu atâta generozitate presa. Vă citez. Nu spun că am fost ușă de biserică, dar s-au scris despre mine lucruri care nu s-au întâmplat. Nu am fost fată mare, dar nu am despărțit pe nimeni. Aș vrea să-mi spuneți de câte ori ați suferit în viața particulară din cauza imaginii scandaloase promovate pe plan profesional. Urmează întrebarea. Cum este Daniela Gheorfi cu adevărat? Daniela Gheorfi este un om normal, cu adevărat, un om care muncește, un om care tot ce am făcut în viață a fost pe multă muncă, de multe ori lacrimi, șuturi în fund, nu mai zic. M-am luptat pentru ceea ce sunt. Ați punctat foarte bine, nu sunt un om nu-mi doresc ceva extravagant, briliante, diamante, palate, nu. Îmi doresc pentru că știu de unde am plecat și nu uit. Și important este că nu plecăm nimic cu nimic când murim, nu luăm nimic cu noi. Așa cum am mai spus, îmi doresc să am un confort. Cum sunt? Sunt un om, probabil că, cu plusuri și cu minusuri. Sunt un om așezat, sunt un om dintotdeauna cu capul pe umeri, un om care de multe ori a pierdut pentru că am spus adevărul și pentru că nu sunt o prefăcută și niciodată n-am suportat și nu o să suport în viața mea lucrul acesta. Și clar că am deranjat pe foarte multă lume, un om care și-a făcut carieră sau tot ce am făcut pe munca mea, nu m-am combinat cu nimeni, n-am acceptat nimic din partea nimănui, tocmai să fiu independentă, să pot să fac lucrurile așa bune, proaste, încet, dar treaptă cu treaptă. Și la capitolul defecte? La defecte, vorba lui mama, ești proastă. Deci la capitolul defecte sunt foarte inimoasă, sunt credulă și am mai multe defecte, dar nu vă spun că după aceea o să mi se întoarcă împotriva mea. Sunt un om, fac greșeli, nu știu. Sunt un om. Dar inima asta de multe ori, bunătatea asta și adevărul ăsta care îl spun așa, cu nonșalanță, m-a costat mult. Bine. Mergem la ultima întrebare. Am ajuns la cele 40 de întrebări? Da. Ultima. După sărăcia din copilărie, sunteți astăzi mulțumită de situația financiară? Vă citesc, nu suntem bogați? Milioane de euro nu am avut niciodată? Dar trăim ok. Banii se fac. Fiica mea e sănătoasă și asta e tot ce contează. Mama v-a lăsat moștenire 5 apartamente în București. V-ați deschis 2 cluburi în centrul vechi al capitalei, iar de curând v-ați mutat într-o locuință nouă de 250.000 de euro, despre care, fiind atât de frumoasă, ați spus că mama, dacă ar fi trăit, ar fi exclamat cu siguranță: neam de neamul meu nu a avut așa ceva. Dumneavoastră ați spus că după cumpărarea casei nu este ușor și nici ieftin să o amenajezi. Vă citez. O să ajung ca regretatul domn Demn Rădulescu. Să mă vezi că o să cânt pentru o ușă, pentru un geam, cânt pentru un pat, el îmi spunea. Unguraico, astăzi cânt pentru balamale. Ei, așa o să ajung și eu. Urmează întrebarea. Cum priviți spre viitor? Încrezătoare, eu mai am foarte multe lucruri de făcut, mă simt în putere, am foarte multe proiecte, mă bucur, apropo de avere, cred că ați mai auzit mulți, mai am văzut și eu spunând, cea mai mare avere a mea este familia mea, este Maria, este George, familia mea. Faptul că am câteva lucruri care să spun, sau câteva lucruri, am o situație normală, firească, da, într-adevăr, dar pentru asta am muncit și muncesc. Apartamentul ăsta, într-adevăr, ne-a costat ceva, dar consider că îl merit. Și, într-adevăr, dacă mama mea trăia, era foarte mândră de lucrul ăsta, pentru că întotdeauna îmi spunea, hai să ne mutăm la casă, hai să ne mutăm în altă parte, și eu îi spuneam, nu, că m-am obișnuit aici, că nu știu, în sfârșit. Eu cert este că am putut să fac acest pas și că m-am detașat și am acceptat lucrul ăsta, să plec de unde eram și să plec în altă parte. Restul, ce să vă mai spun? Ce vreți să mă mai întrebați? Adică? Eu sunt mulțumită de răspuns. V-am răspuns
Sincer. Mă bucur foarte mult că am mers în turnee cu domnul Dem Rădulescu, un mare actor, și n-am ajuns să cânt pe asta, că nu, chiar nu cânt pe ușă și pe un geam și pe balamal, dar atunci era așa, un guroaico, deci eram la mare peritoral, un guroaico. Astăzi cânt pentru, nu știu, geam, își făcea o vilă în Otopen, nu știu dacă mai stă soția acolo. Și am avut foarte mult de învățat de la mulți oameni care au fost cu adevărat artiști și cu adevărat valori. Pentru că în ziua de astăzi mulți se consideră, dar o valoare este în timp, nu pe moment. Mulțumesc! Acestea au fost cele 40 de întrebări și care ne urmăresc acum. Ce vreți să vă spun, stimați telespectatori, că am avut niște emoții și am și acum, până când nu se închid camerele, dar în sfârșit. Dar de ce atâtea emoții? Pentru că trebuie să mă controlez. Eu sunt o tipă care sunt extrem, nu neapărat vulcanică, dar eu spun omului în față. Și de multe ori, așa cum am spus, adevărul, sau la câte știu, vă dați seama, am un bagaj de 30 de ani de showbiz. Mă întrebați ceva și cine știe cum ai gura pe dinainte și... Dar vă mulțumesc foarte mult că ați fost ok. Și mi-ați spus multe lucruri pe care eram sigură că le știți dumneavoastră și eu le-am uitat. Eu mi-am dorit foarte mult să reușim să vă cunoaștem așa cum sunteți dumneavoastră ca om. Ca femeie, cu sensibilități, cu frici, cu temeri. Aici am lucrat noi. Cei care ne urmăresc văd pe micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări ale mele. Ați venit la mine la emisiune, acceptând și înțelegând ideea că eu nu dau întrebările. Mai avem la dispoziție 7 minute, după care urmează evaluarea mea, așa că dacă sunt chestiuni pe care vreți să le menționați, dacă sunt lucruri ce v-ați fi dorit că eu să vă întreb și n-am făcut-o, sau dacă pur și simplu vreți să faceți o dezvăluire, acum este momentul, după care urmează evaluarea mea. Da, vreau să fac chestia asta cu Maria, că nu sunt comunistă, așa cum crede lumea, sau cum crede lumea, așa, mă mai alint eu că sunt comunistă. Restul, n-am ce să vă spun, că dacă nu, de 30 de ani e foarte greu, sau, mă rog, am ascuns anumite lucruri. Important este că ați punctat foarte bine. Nu tot ce s-a scris în ziar, cred că 80% este adevărat. E adevărat că am acceptat multe titluri de tabloid din teribilism, că așa era atunci, că. Dar Daniela Iurfi este o tipă extrem de sensibilă. Extrem de sensibilă. Și sunt o tipă care pentru tot ceea ce am muncit. Nu am depins niciodată de cineva profesional, pentru că de la mama mea am învățat că tot ceea ce fac eu, asta contează. Mai pe mine, mergem împreună la drum. Și asta vreau să știe lumea, că am fost și sunt o luptătoare, sunt un om cu... am greșit foarte multe lucruri, dar sunt un om care am capul pe umăr și mă pot privi dimineața în oglindă fără nici cea mai mică clipire. Și poate sunt un exemplu pentru oamenii care cred că n-au șanse în viață și dacă luptă și dacă cred în șansa lor și cred în ei și muncesc zi de zi la lucrul ăsta, cât de doborât ți-ar fi, trebuie să te ridici și să mergi mai departe. Te scuturi spartan. Sunteți una dintre invitatele mele cu o poveste de viață absolut extraordinară. Nu știu câți oameni au reușit să treacă prin atâtea încercări, să se transforme într-un om, așa cum sunteți și dumneavoastră, cu energie frumoasă, curată, liniștită. Ați spus că sunteți o luptătoare, așa v-aș descrie și eu, o luptătoare, o femeie care muncește mult, se simte asta din tot ce emanați dumneavoastră, că e foarte multă muncă în tot ceea ce ați făcut. Este una dintre poveștile de viață care recunosc că m-au marcat. Vă plac și mai mult decât vă plăceam înainte. Și așa și sper acum, că... acum să zic că ne place mai mult. Să vă placă toți cei care ne-au urmărit în această seară. Asta mi-am dorit eu, prin intermediul acestor 40 de întrebări, să vă aduc viața în fața telespectatorilor, ca fiecare să își ia de acolo ce consideră că este mai bine. Mulțumesc frumos, Daniela Gheorghi, pentru prezența aici la 40 de întrebări. Multă putere de muncă în continuare, forța, realizarea tuturor proiectelor. Sunt Denis Rifai, acesta a fost invitatul meu din această seară. Mulțumesc frumos pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare cu un nou invitat și promit cu multe și noi alte întrebări. Să aveți o seară frumoasă. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!